Bună dimineața! Bună dimineața! Știi ce urmează, nu? Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Așa. Bun, începem astăzi cel mai bun curs de vânzări. 21 de secrete ale agenților imobiliari de top. Primul secret este, pentru a fi un vânzător de top, atitudinea pozitivă. Credeți că pot să devin un vânzător de top dacă nu am atitudine pozitivă? Nu. Nu pot să devin, nu? Nimic. Nimic în general. Bun. Principiul Pareto 80-20 spune că 80% din rezultatele în vânzări se datorează atitudinii și numai 20% se datorează aptitudinii. Care e diferența între aptitudine și atitudine? Aptitudine ce faci? Ce ai învățat, ce ai deprins? Da, deci foarte puțin contează abilitățile față de atitudine. Adică doar 20% de abilități, ca să zic așa, pot să am. Dacă am 80% atitudine, pot să devin un agent de vânzări de top. Corect? Da. Principiul Pareto ne arată că există foarte multe situații în care 80% din consecințe sunt provocate de 20% din cauze. Vilfredo Pareto, economist francez, a descoperit că în Italia, secolul XIX, 80% dintre proprietăți sunt deținute de doar 20% din populație. Ulterior, Joseph Juran, român emigrat în America, a introdus principiul și în teoriile manageriale. Legea lui Pareto este întâlnită frecvent în management și în toate timpurile de afaceri, de exemplu, 80% din venituri sunt generate de 20% din clienți. Corect? Da. Corect, nu? 80% din activitățile unui proiect se realizează în 20% din timpul alocat proiectului. Deci asta, când am mai spus eu la un curs anterior și am mai avut eu niște hateri care spun, domne, nu e adevărat, eu prostie. Un agent imobiliar din 8 ore, el muncește vreo oră jumătate. Din 8 ore petrecut la birou, nu e vreo oră jumătate, 2 ore maxim muncit. Și aceste lucruri nu le-am inventat eu. Faptul că suntem prezenți 8 ore, asta nu înseamnă că ceea ce facem într-o prezență de 8 ore, nu putem să facem în 2 ore de muncă. 80% din rebooturile sunt cauzate de 20% din erorile de producție. Un principiu care te poate ajuta să devii mai bun, atât în viața personală, cât și în viața profesională, este linia vieții. O să ne gândim că avem o linie, da? La jumătatea, pe o coală de hârtie, putem să tragem o linie, da? Cine are foaie. În viață putem să fim peste linie sau sub linie. Când am auzit chestia asta prima dată, acum 4 ani de zile, mi s-a părut genial. Eu deja de atunci eram peste linie, pentru că aveam o experiență în imobiliare de vreo 2 ani de zile și tot ce făceam era să fiu peste linie. Dacă eram sub linie, închideam business-ul. Cel mai mare secret al vânzătorilor. S-a făcut un studiu în America în care s-au luat 341 de agenți de vânzări din 5 industrii și 11 firme diferite. Toate cele 11 abordau aceleași tehnici, aproape identice, însă 173 au avut rezultate excelente sau 168 au avut rezultate slabe. De ce? De ce credeți voi? Datorită atitudinii oamenilor. Deci, 173 din 341 au avut rezultate excelente, iar 168 au avut rezultate slabe. Datorită atitudinii. Fără o atitudine pozitivă, nu putem să avem succes. Never, ever. Sublinie include trei categorii. 1. Când găsim vinovați pentru toate lucrurile care merg prost în viața noastră. Al doilea lucru, când căutăm scuze pentru ceea ce nu iese bine în viața noastră, nu suntem noi vinovați. Toată lumea este vinovată, inclusiv Dumnezeu, în afară de noi. Al treilea lucru, când spunem că nu suntem în stare, nu reușim, nu suntem pregătiți, nu știm, sau alte negații care ne împiedică să ne dezvoltăm. Și acum vreau să fac un mic exercițiu cu voi.
Unii din voi știți acest exercițiu că l-am mai făcut, unii din voi nu-l știți. Vreau să vă îndreptați așa spre mine. Exact așa. Ridicați mâinile. Ok. Cu... așa. E ca și cum ați vrea să mă împușcați, ok? Da. Bun. Și o să spunem în felul următor. Alexandru este de vină că nu sunt un agent imobiliar bun. La 3, stai la 3, da? 1, 2, 3 și... Alexandru este de vină că nu sunt un agent imobiliar bun. Bun. Țineți mâinile așa. În primul rând, ați arătat înspre mine un deget, da? Eu sunt de vină. În al doilea rând, ați arătat un deget în sus. Și Dumnezeu este de vină. Dar câte degete ați arătat înspre voi? Deci voi sunteți principalii vinovați. Noi, oameni buni, când căutăm scuze, suntem principalii vinovați pentru ceea ce se întâmplă. Și acum, peste linie, sunt doar două categorii. Unu, cei responsabili și doi, cei care au simțul proprietății, dragilor. Întotdeauna, de când, cred că de când m-am născut, mi-am dorit să fiu responsabil și doi, mi-am dorit să am simțul proprietății. De asta, până din 6 ani în imobiliare, am reușit să-mi achiziționez 2 proprietăți. Mașinile pentru mine nu sunt hobby, nu prea mă pasionează. Pentru mine să simt că sunt proprietar, că am realizat ceva până acum. Foarte important să aveți aceste 2 simțuri, nu acele 3 lucruri negative. Peste linie sunt învingătorii, sub linie sunt victimele. De acum înainte, când fiecare, când cineva o să mai vine la mine cu vreo scuză sau chestie, o să vă zic, ai 5 minute să fii sub linie, găsește un argument să fii peste linie. Și vă doresc să faceți chestia asta după 5 minute în care te scuzi pentru orice lucru în viață, după următoarele 5 minute trebuie să găsești o soluție și să treci peste linie. Pentru că acolo sunt banii, acolo există atitudine și acolo sunt oamenii după care vrei să te ghidezi în viață. Mai departe, sunt 4 categorii în care ne putem afla ca vânzători în ceea ce privește atitudinea potrivită. Prima categorie, există vânzători care nu au atitudine potrivită și nu știu să vândă, eu zic să schimbe meseria. Da? Dacă nu am o atitudine potrivită și nici nu știu să vând, nu e făcut pentru noi acest domeniu de vânzători. A doua categorie. Există vânzători care au atitudine nepotrivită, dar știu să vândă. Știi cum îi se spune acestui vânzător? Ești cam șmecher, vrei să mă manipulezi. Și noi nu vrem să facem parte nici din a doua categorie, pentru că atitudinea trebuie să fie potrivită. A treia categorie este vânzători care au atitudine excelentă, doar că ei nu știu să vândă. Unul din lucruri e Cristi. El are o atitudine extraordinară, de nu știe deocamdată cum să vândă. Cum îi spune clientul? E simpatic. Ți-a întâmplat să spună clientul că e simpatic? Ați înțeles? El ce are de făcut? Să învețe cum să vândă, să deprindă aceste abilități, pentru că el cu atitudinea e extraordinară. Și a patra categorie unde ne dorim să ajungem cu toții este, are o atitudine excelentă și știe și să vândă, clientul îi spune unde trebuie să semnezi. Oameni buni, aici trebuie să ajungem. Să avem o atitudine extraordinară și să știm și să vindem. Și atunci, acel client o să spună unde trebuie să semnezi. Pentru că dacă avem o atitudine pozitivă, trebuie să lucrăm la aceste abilități de vânzător. Dacă nu avem o atitudine potrivită, trebuie să lucrăm la atitudine. Până în momentul în care o să ajungem să facem foarte mulți bani și să ajungem în categoria 4. Din păcate, doar 4% din vânzători sunt în această categorie. Pardon, dar ei câștigă de 54 de ori mai mult decât ceilalți. Deci vă vine să credeți că din 100% agenți de vânzări din piață, doar 4% sunt în categoria 4. Și dacă un agent imobiliar câștigă o medie undeva la 2000 de lei pe lună, înmulțiți 2000 de lei pe lună cu 54. Mă faceți o coteală medie. Când greșești, poți să vii cu o scuză sau cu o soluție. Da? Vreau să implementăm în cadrul companiei că ai voie să vii cu o scuză timp de 3 secunde, după aceea să găsești o soluție.
și să-mi o spui. Dar nu poți veni cu ambele. Și acum luăm 2000 de lei ori 54, 108.000 de lei pe lună, într-un an 1.296.000 de lei, adică 295.000 de euro pe an. Cam asta este suma care trebuie să o câștige sau care o câștigă agenții de vânzări de top. Cei 4%. Ne apropiem și noi, nu? Unii de noi ne apropiem. De la jumătate. Plus minus. Sau la un sfert. Deci, aici trebuie să ajungem acum. Un agent de vânzări de top trebuie să facă banii ăștia. Și trebuie să ne gândim cum reușim să facem acești bani. Până atunci, nu suntem de top. Cei 4% sunt puțin mai buni datorită atitudinii, perseverenței și experienței. Păi dacă avem atitudine, avem perseverență și avem și experiență, cine mai lipsește? O să aflăm la secretul 21. Secretul 2. Cel mai mare secret al vânzătorilor de top este încrederea. Să-ți de acord cu mine. Da, să avem încredere în noi. Da. Tehnicile de vânzări folosite de cele două categorii erau aproape identice. Singurul lucru care le-a diferențiat a fost încrederea clienților. Deci, prima fază, primul secret a fost atitudinea cu încrederea clienților. Dacă clienții nu au încredere în noi, nu o să ne dea banii lor. Pe produsul nostru. Pe proprietatea noastră. Pe care o reprezentăm. Secretul 3. Vânzătorii de top, cei 4% sunt proactivi. Există doar două motive pentru care nu vindem mai mult. Unu, nu știm. Sau doi, nu vrem oameni buni. Doar astea două motive sunt. Și dacă nu știm, trebuie să-l învățăm. Dar dacă nu vrea, trebuie să-l concediem. Și nu că îl concediem noi, concedează clienții. Pentru că primește refuzuri, 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 refuzuri și se concedează singur. Cele patru categorii de vânzători din România, prima categorie, primitorul de cereri. Cel care așteaptă să vină cineva să-i cumpere sau să-i comande produsul sau serviciu. A doua categorie, împingătorul de servicii. Cel care vorbește mult tot timpul despre produsul sau serviciul lui. Când vorbești în vânzări, cât vorbești în vânzări? Vorbește 80% clientul și 20% vânzătorul? Dintr-un interval de 12 minute lăsăm 9 minute pe client și 3 minute pe noi să vorbim? Și atunci când vorbim, trebuie să vorbim despre noi și despre firma noastră? Eu personal aici greșeam cel mai mult. Cum îmi place să vorbesc foarte mult, la sfârșit vorbea și el puțin și din puținul ăla înțelegeam puțin ce am de făcut următoarea zi. Și mi-au picat o grămadă de tranzacții. Deci când te întâlnești cu clientul, trebuie să lași pe el 80% să vorbească și tu doar 20%. Și atunci scurt despre tine, cine ești tu și cine e compania pe care, la care lucrezi. De ce? Pentru că nu o să știi ce vrea și nu o să știi ce să-i cauți. Al treilea, supravânzătorul, cel care promite și nu de pe cer nu mai să facă vânzare. Al patrulea, cel care rezolvă problemele, cel care identifică problema clientului, după care caută o soluție la problema lui. Aici trebuie să ne regăsim cu toți. Clientul când se întâlnește în fața ta are o problemă, nu are o locuință. Corect? Trebuie să-i găsim acea locuință. Dacă nu, nu putem să rezolvăm. Trebuie să-l întrebăm ce a mai văzut până acum. Ce i-a plăcut? Are bani? Nu are bani? Care e motivul pentru care el încă mai caută? Mai departe. Secretul 4. Vânzătorii de top nu vând. Poate o să vi se pară așa, dar ei nu vând. Nu trebuie să vândă. Definiția vânzărilor, el a ajutat pe client să cumpere într-un mod profesionist.
Oameni buni, vânzătorii de top nu-ți bagă pe cât o vânzare. El te ajută cum să cumperi într-un mod profesionist. Dar asta îți dă și banii și îți mai și mulțumește la final. Nimănui nu-i place să-i se vândă, dar tuturor ne place să cumpărăm. Asta spunea Jeffrey Gitomer. Și voi, dacă vă puneți în locul clienților și intrați într-un magazin, nu vă place să vină peste voi vânzătorul și să vă bage pe gât anumite produse. Ce, tu nu știi ce te îmbraci? Dar dacă ți-ar da un sfat și ți-ar știți că așa, din punctul meu de vedere, lucrez de atât de mult timp și așa mai departe, nu mi se pare că vi se potrivește dumneavoastră. Uitați, puteți să o probați aceasta. O cumperi sau nu? Dar dacă vine la tine și spune, bună ziua, ce vreți? Haideți pe mine. Sunt mulți care deja ies din magazin. Hai să dau un exemplu. Mi s-a dus dimineața asta. M-am dus să alimentez, mă duc la casă să plătesc și ăla face și un sac de cărbun, nu? Crede-te, eu merg la muncă, nu la grătar. Nu vrei un sac de cărbun? E la promoție? Hai că-l punem acum pe porn. Îți dai seama, a rămas un pic, i-am dat banii pe mine și am plecat. Exact. Mai departe. Cărbunii și-am plecat. Secretul 5, tu erau bun pentru weekend, răbun. Treaba ta, vezi, nu e metri la promoție. Nu eram cu el de asta, n-am. Secretul 5. Agenții de vânzări de top știu cum să întreacă de un nu, de al doilea nu, de al treilea nu, de câte nu-uri e nevoie până să ajungă la un da. Cel mai bun exemplu, Cristian Brăcuș. Vânzătorii de top primesc foarte puține refuzuri. Nu mai e ce cazul tău. Cea mai bună strategie pentru a crește procesul de conversie este creează valoare perceptibilă înainte de vânzare. Oameni buni, trebuie să-i dăm de înțeles clientului că în momentul în care achiziționează un lucru cu noi, are o garanție. Care el fizic nu o vede, nu o simte, nu o percepe, dar ea există. Mă bucur să văd că tot mai mulți proprietari în momentul în care le pleacă un chiriaș ne sună. Dom'le, conform contractului, în 14 zile trebuie... Deci mă bucură enorm chestia asta, că oamenii au înțeles că facem un lucru pentru ei, după ce le-am luat banii. Și să vă ocupați de acei oameni extraordinar de bine, pentru că ei sunt oameni care vă pot aduce multe recomandări la rândul vostru. Aia e valoarea perceptibilă. Domnul client, și dumneavoastră, dacă plecați mai înainte de 12 luni, pentru orice motiv, că nu vă mai place canapeaua, noi vă relocăm în alt loc fără să vă mai percepem niciun comision. În momentul în care faci chestia asta odată cu el, orice prieten pe care o să-l aibă, care o să vorbească de vreo de domeniul imobiliar, că vrea să mute, să se reloce sau să cumpere ceva, o să apeleze la voi. Mai departe, ce înseamnă nu în vânzări? Nu în vânzări înseamnă nu sunt dispus să dau banii mei pe valoarea creată până acum. Asta înseamnă. Nu există că nu are bani sau că... Nu înseamnă că nu vreau să dau banii mei pe valoarea primită până acum. Un client care spune nu odată nu-și mai schimbă părerea. Sunteți de acord cu mine? Da. N-ar trebui să fiți. Dacă insiști cu tehnicile de vânzări, nu mai vinzi, ci ne enervezi. Dar cum să treci de acest nu? Trebuie să aducem informații noi ca să ia o decizie nouă. Oameni buni, când clientul ăla spune nu... Atunci începe munca ta, de fapt. Atunci începe munca ta, exact. Pentru că trebuie să aduci informații noi ca să ia o decizie nouă. Ori referitor la proprietatea pe care ai prezentat-o, că poate ce am văzut eu, nu e așa. Da? Lucrurile stau altfel. Ori trebuie să îl întreb de ce, care este motivul și să-i prezinți altă proprietate. Nu mai insistați în momentul în care el vă spune nu odată, nu mai stați pe acea proprietate decât în momentul în care știi că poți să vii cu ceva nou. De exemplu, nu vreau să iau această proprietate. Perfect, informație nouă. Păi da, dar această proprietate eu o negociez la X sumă. Informație nouă, da? Aha, pe la X sumă e da. Dacă nici la X sumă e nu, uitați proprietatea. Deci,
trebuie să înțelegeți foarte bine că dacă nu aduceți informații lui să ia o altă decizie, nu o să zică da. Mai departe, secretul 6. Agenții de vânzări de top știu cum să creeze valoare. Sunt cel puțin 9 metode prin care poți să creezi mai multă valoare perceptibilă. 1. Oferte unice de vânzare. Ce te face pe tine ca broker diferit față de concurență? Trebuie să spuneți chestia asta. Clientul trebuie să audă cu ce sunt diferit față de ceilalți. De ce să cumpere de la mine când poate să cumpere de la el? De ce să cumpere de la mine cu comision de 3% când poate să cumpere de la el cu comision de 1%? De ce? Ce fac eu pentru următorii 2%? 2. Garanții. Ce se întâmplă dacă? Oferiți-le clienților voștri garanții. Exact de ce vorbeam. Te reloc mai devreme de 12 luni gratuit. Vă aduc alt potențial chiriaș timp de 12 luni gratuit. Vă garantez că vă pot aduce prețul cel, la cel mai mic preț din piață cum nimeni nu a reușit să facă. Nici măcar dumneavoastră dacă vă las direct să negociați cu proprietarul. Și el atunci o să vă spun, normal că mie nu-mi place să negociez, eu nu sunt să negociez, eu am bani, de ce să negociez, de ce mă să mă josesc, de ce? Eu am un client acum la un nivel foarte ridicat și a spus, nu pot să mă duc eu la ăla să-i spun că nu am bani, nu pot. Păi atunci lăsați-mă pe mine, fac eu chestia asta. Ei niciodată nu o să vă să se josească, știți, n-am 600 de mii, am doar 500 de mii și o să aibă 2 milioane. Nu face chestia asta. Și atunci trebuie să facem noi chestia asta. Atenție, e o mare diferență între trei beneficii. Ce câștigă clienții? E o mare diferență între avantaje și beneficii. Atenție! Care e diferența între beneficii și avantaje? Avantajele sunt ale tale, ale produsului tău, ale firmei. Da? Beneficiile sunt ale clientului. Avantaj. Lucrez la cea mai mare firmă. Suntem 50 de agenți care vă poate promova proprietatea. Când vrem să luăm o exclusivitate, da? Și ce mă interesează pe tine că ești tu cel mai mare? Ce mă interesează pe mine că ai tu 50 de agenți? Care e beneficiul meu? Beneficiul. Dacă nu vă vând casa în 10 zile, vă dau bani înapoi. Putem să garantăm chestia asta? Trebuie să garantăm. În momentul în care te simți că ești un vânzător de top, trebuie să garantezi acest lucru. De exemplu, am 6 ani experiență. Avantaj. Suntem singurii care are referitor la... Suntem singura firmă care va face un alt client în termen de 7 zile. La fel e avantaj. Că lumea percepe un comision este un beneficiu. Faptul că îi aduce un avantaj. Dar când lumea percepe comision, atunci e un beneficiu. Pentru că el, dacă se duce alt broker la el, trebuie să ia bani. În 7 zile poate să aducă și cealaltă broker, dar ia bani. 4. Testimoniale. Mărturii. Cereți clienților voștri testimoniale. Pe SMS, pe mail, pe Facebook. Sunt 4 forme prin care poți să ceri să dai mai departe recomandările. Mărturii scrise, o cola 4, fiecare client semnătură, nume, prenume, mai ajutat Cristi, mulțumesc foarte mult. Și acele mărturii să le arăți următorilor clienți când te întâlnești cu ei. 2. Mărturii sau înregistrări audio, să se înregistreze sau înregistrări. Poți să vă registrezi 30 de secunde și prin care spuneți cât de bun sunt eu. Cu telefonul aveți grijă că important este la mărturia video să nu fiți foarte profi, ca să fiți credibili. Da? Vă registrez 30 de secunde că vreau să vadă colegii mei cum mă lăudați că sunt eu cel mai bun. Și aceste mărturii să le puneți pe Facebook prin care să vă tăguiți clienții și să le arătați clienților voștri. Uitați clienții mei fericiți. Ce spun despre mine? A patra. Print screen. Comentarii pe Facebook. Să-ți comenteze. Ai fost cel mai bun print screen și dai mai departe. Mulțumesc pentru apreciere și așa mai departe. Oamenii trebuie să vadă ce facem noi. Dacă stăm ascunși, nu o să devenim niciodată cei mai buni. 5 studii de caz, portofoliu, poze cu clienții, prezintă clienților și cu cine ai mai lucrat. E foarte important. 6. Demonstrații gratuite, arătați-le în mod gratuit că ceea ce spui este adevărat. 7. Articole din presă, fă articole demne de știre fără să vinzi.
Aici avem de lucrat la articole. Și cui place să scrie, cui place să facă articole, puteți să o faceți. Prin care să anunțați tot felul de știri. Care l-ați luat dintr-un ziar sau... 8. Asta prezintă și un dezavantaj. Aici se referă la avea o exclusivitate. De multe ori este un avantaj. Un dezavantaj. Pentru că... Tu te duci la client frumos și spui, știi, eu sunt singurul care poate să-ți vând această proprietate. Dacă nu e cu mine, numai cu cine să mai iei. De multe ori acest lucru este un dezavantaj. Clienții vă urăște pentru chestia asta. Pentru că nu-i mai negociați la preț, nu-i mai negociați la cum, mai negociați prin chef, că voi sunteți singurii care... De multe ori nu e bine. De multe ori ai un avantaj când îi spui, domne, eu te duc la 100 de proprietăți. Cum te poate duce și un alt coleg al meu. Dar eu ce fac, pentru tine nu mai face nimeni. Ăsta este un avantaj. Încercați și când aveți o exclusivitate să nu păreți aruganți. Dom'le, eu încerc să negociez cât de mult pot pentru dumneavoastră. Ca să pot să merit acel comision. De ce? Ai fost aruncant cu clientul odată. Niciodată nu mai vezi pe clientul ăla să te recomande la altcineva. Niciodată. O să te urască toată viața lui. Doar pentru că ai avut o exclusivitate. Din punctul meu de vedere, această exclusivitate ar trebui să prezinte un avantaj. Ar trebui să-i zici, dom'le, eu o am singurul din piață, dar eu vă negociez cel mai mult. Pentru că proprietarul nu are cui să o vândă, decât mie, prin mine. Și atunci eu vă fac în așa fel încât să fiți cel mai mulțumit de mine. Asta ar trebui să faceți. Secretul 7. Știu cum să folosească frica. Deci un agent de vânzări de top trebuie să știe cum să folosească frica. Avem un preț promoțional până la data D. Această ofertă este valabilă până mâine. Mâine am pe cineva care vine cu banii. Ieri, aseară, Marina a făcut un contract. Și a vrut să semneze astăzi contractul. Credul și proprietar și a zis, eu mâine am deja la ora 9 semnez, dacă vrei în seara asta. Păi da, știți, clientul meu vrea să negocieze. Îmi pare rău eu la cât am cerut, atât obțin mâine. A băgat frica în ea, l-a sunat pe client de frică și a făcut seara contractul. Întrebarea mea este, de ce nu băgăm noi frica în ei și trebuie să facem proprietarii frica noi? De ce nu facem noi chestia asta de fiecare dată cu proprietarii? De ce nu trebuie să facem noi de fiecare dată frica, băgăm frica în clienți? Dom'le, mâine nu proprietarul are pe altcineva. Astăzi, acum, de ce nu facem chestia asta? Nu ne dorim să vindem mai mult? Asta trebuie să facem. Agenții de vânzări de top bagă frica în clienți. Le dă termen la client. Pentru că dacă lăsăm pe el să gândească, 80-90% din vânzări le pierdem. Noi ca agenți de vânzări trebuie să facem totul, tot ce ne stă nouă în putință. Se poate viziona mâine, nu astăzi, acum într-o oră. Încercați! Și nu că încercați, asta trebuie să fie în sângele vostru. Cu fiecare client, cu fiecare proprietate. Dacă proprietarul spune că mâine, nu astăzi, domnul client este la mine în agenție, cu bagajele, eu astăzi trebuie să reloc. Astăzi, acum vă învoiți. Pentru client la fel, astăzi, acum trebuie să semnăm. Noi suntem 50 de agenți într-o companie, în 10 minute mai vin 2 agenți cu alți 2 clienți și închiriază înaintea noastră. Și eu pierd bani, nu lasă să pierdeți proprietatea. Astăzi, acum, aici. Asta trebuie să facem. Secretul 8. Vânzătorii de tot fac întotdeauna follow-up. Asta cu follow-up-ul e foarte greu de făcut acest follow-up. De ce e greu? Dacă nu facem următoarea zi, și următoarea zi, și următoarea zi, peste o săptămână sau peste o lună ne e rușine. Eu vă spun din propria mea experiență. Ne e rușine să-l mai sunăm că simțim că nu ne-am ocupat bine de el și... Bă, dar mi-e rușine, ce să-i mai zic? Că am zis că îl sună a doua zi și nu l-am mai sunat, nu l-am mai băgat în seamă. Deci follow-up trebuie să existe cu fiecare client, în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi. De ce? Noi astăzi mergem la pe teren cu un client. Nu? Da. Noi mâine venim la muncă? Sau mai venim peste o lună? Venim? Păi de ce nu sunăm? Ne e mai ușor să lucrăm cu un client nou, necunoscut, care îl primim atunci?
Sau cu un client care i-am făcut deja prezentarea despre mine, despre companie. Am înțeles, l-am lăsat să vorbească el 80%. Eu am vorbit puțin, am înțeles ce vrea omul ăsta. Și eu îl abandonez. Adică am făcut muncă în folosul comunității. Și acum iar încep următoarea muncă de la zero. Think. De ce e important acest follow-up? 48% din vânzători nu fac deloc follow-up la prospecți. Deci aproape jumătate, dragii mei, din vânzători nu fac follow-up. Nu sună clientul. Follow-up, asta înseamnă a sunat clientul pentru ce nu știe. 30% din vânzători renunță după al doilea contact. L-am sunat odată, l-am mai sunat încă odată. Păi dă-l dracu de aici că nu-mi răspunde. Trebuia să aibă numărul meu și să-mi răspundă. 12% renunță după al treilea contact. Doar 10% din vânzători fac mai mult de 3 contacte. Oameni buni, 100% agenții. La noi în piață doar 10% îl sună pe clientul următoare zi mai mult de 3 ori. 2% din vânzări se întâmplă la primul contact. Deci avem șanse de 2% din 100% să reușim să-l închidem la prima vizionare. 3% la a doua vizionare, 5% la a treia vizionare, 10% la a patra vizionare, 80% între a 5-a și a 12-a vizionare. Cât de mult trebuie să muncim ca să ajungem aici? Aici să fac bani. Aici e chinul și aici se fac bani, oameni. Cu cât prețul crește, cu atât te trebuie a 6-a vizionare, a 7-a, a 8-a, a 9-a, a 10-a, a 11-a, a 12-a. Șansele să merg de la 12 apartamente cu un client și să nu cumpere cu mine sunt extraordinar de rare. Extraordinar de rare. Cred că sub 5% cazuri. Deci e vorba doar de cifre. E vorba doar de cifre. Du-te cu el. Bă, la 12 vizionări te împrietenești și cu el și cu maica sa și cu taică-sul, te ia la cafea, la bere, la băutură, faci o grămadă de lucruri cu el. Dar trebuie să ajungi acolo să muncești. Ce facem noi până aici e ca și cum mergem în drum spre casă. Și salutăm un prieten din drum. Ceau, ceau. Cam atât. Aia nu e muncă. Munca și banii sunt aici. Secretul nou. Vânzătorii de top răspund rapid la cereri. De ce e important să fii rapid? Și aici să vă dau un exemplu. Al meu personal. A intrat un client seara și pentru că nu știu foarte bine proprietățile, că nu le promovez eu, nu le vorbesc eu și așa mai departe, noi nu am văzut clientul respectiv să îl sunăm atunci imediat seara. L-am văzut a doua zi. A doua zi a venit la vizionare și așa mai departe, a venit doamna Maria la birou sau a primat de client, să dea client și așa mai departe. I-a intrat lui Florin, acel client, la ora 10 de dimineață. Da? Mie mi-a intrat seara. Și la 10 minute s-a dus cu el și a arătat proprietatea pe care intrase lui Florin și proprietatea pe care intrase mie. Noi când am sunat la ora 11 deja, el era dus. Și atunci mi-am dat seama diferența între a suna clientul seara când a intrat, că dacă mie mi-a intrat seara, îl sunam și făceam direct vizionare, și a suna lui a intrat de ce l-a avut. Eu am avut la dispoziție 12-13 ore. Am avut câteva ore până să facă noapte și următoarea zi până la ora 10 când i-a intrat lui. Da. Și atunci mi-am dat seama cât de important este să fii rapid cu clientul, să-l suni atunci imediat când ți-a intrat versus să-l suni după 2-3 ore. Pentru că el, în momentul care când i-a intrat, lui a intrat pe o altă ofertă, dar i-a arătat-o și pe a mea. Și atunci am observat cât de important e acest lucru. Și acum să vorbim puțin despre cifre. Dacă sun un prospect, adică un client, de la primirea cererii, șansele de a transforma clientul din prospectul în client, da? Din potențial client în client să-l tranzacționez, cresc cu 500%. Câți dintre noi ne sunăm clientul în primele 60 de secunde? Vă zic eu, niciunul. De ce?
Pentru că avem, noi avem lucruri mai importante de făcut decât a suna clientul. Primele 60 de secunde. Vă dați seama? Bă, să se sperie clientul. Am sunat acum câteva zile la o firmă de, de-asta, de plase de țânțari, să-mi pun la casă plase de țânțari. Am sunat la o firmă 2-3, vreo 3 firme au spus, da, o să te sune colegul meu să stabilim pentru următoarea zi și așa mai departe. Unii din ei, o singură firmă, mă sună în 10 minute. Și zic, da, bună ziua. Păi, da, am sunat pe... Păi zic, da, bă, eu am sunat pe celălalt număr, asta nu mi-ați răspuns, dar am rezolvat. Păi nu, nu, nu. Da, știu că ați colega mea, n-ați înțeles, eu vreau să vin acum să vă fac măsurătorul de plase. Păi colega mea mi-a spus că mâine. Nu, păi eu dispun de și acum. Chiar dacă e în afara programului de muncă, eu vin acum. La ora 9:30 seara a venit să-mi ia comandă de plasă. Nu era în programul lui. Putea să se ducă acasă, era acasă deja omul, putea să stea relaxat cu copiii, cu familia, cu nu știu ce, și să mă sune a doua zi. Celelalte două firme m-au sunat a doua zi. Ce te credeți că am zis? Cineva s-a mișcat mai repede, a venit seara la ora 10. Mulțumesc. Așa se întâmplă cu noi, agenții imobiliari. Primim clientul, acum el sună la 10 agenții. Poate 3 răspund. Da, vă sun mâine, da, vă sun mâine, da, vă sun mâine. Și unul din el vrea să facă bani, vrea să meargă atunci. L-a luat, s-a dus cu el, l-a închis. Și tu îl suni a doua zi. Ce zici? Frumos, ajung, îmi beau cafeluța, mă rejez. Gata, acum e 11, mă apuc să sun client. Și sun. Bună ziua, de la ANG Holding mi-a spus, păi mi-am închiriat. Păi, doamna Maria, când și-am chiriat? Că aseară mi l-a stat. Aseară și-am chiriat. Știți care e secretul? Că trebuie să facem asta cu fiecare client, că nu știm cu cine o să iasă. Despre asta e vorba. Dacă facem cu unul și nu iese, noi spunem, a, nu. Trebuie să ne intre în sânge, în vene, să ne injectăm chestia asta, să facem de fiecare dată, cu fiecare client. Nu e important că cu unul avem succes, cu unul nu avem succes. 78% din vânzări sunt câștigate de firma care contactează primul prospect. De 78% avem șanse să-l închidem dacă îl contactăm și ieșim cu el pe teren. Secretul 10. Vânzătorii de top pun foarte, foarte, foarte multe întrebări. Asta trebuie să facem în momentul în care suntem vânzători de top. Oameni buni, trebuie să punem întrebări clienților. 20 de exemple de întrebări bune care le puteți folosi în vânzări. Prima, de ce vrea să cumpere apartamentul? Al doilea exemplu, ce îi lipsește apartamentului pe care tocmai l-ați vizionat? Al treilea, de când caută clientul vostru? Trebuie să-l întrebați de când cauți. Al patrulea, care e prețul pe care l-am mai văzut până acum? Care e prețul apartamentului? La ce prețuri am mai văzut? Dacă bugetul nu ar fi o problemă, ce ar cumpăra? Dacă v-ați permite, vă decontează de la job, în ce bani ați dori să achiziționați și în ce zonă ați dori să achiziționați? Pentru că pentru simplu fapt că el intră într-o zonă, asta înseamnă că și dorește acolo. Și atunci trebuie să vedeți cam ce își dorește. De ce nu a ales până acum apartamentele văzute? Care e motivul? Ce i-a plăcut la apartamentele care le-a vizionat până acum? Cum ar descrie apartamentul ideal? Fiecare avem un apartament ideal în cap. Și trebuie să ne spună. Să încercăm să putem să-l ajutăm. Care sunt ce caracteristici sunt esențiale pentru el ca și client? Ce e mai important? Zona sau confortul? Mai e cineva în afară de el care este implicat în decizie? E foarte important aspectul ăsta. Când vrea să cumpere? Are un deadline? Un timp alocat pentru chestia asta? E depășit de deadline, nu mai durează? Pentru că atunci trebuie să-i spuneți. Trebuie să vă arăt 20 de proprietăți să vă faceți o idee? Sau le-ați văzut 17 din ele și trebuie să vă arăt doar pe cele 3 top?
dacă a mai cumpărat un apartament înainte și știe ce are de făcut, trebuie să plătească comisiuni la notar și așa mai departe, versus chirie, o lună plus o lună plus garanție, plus comisionul tău. Ce e mai important pentru el ca și client în relația cu tine ca broker imobiliar? Întrebați-l. Felul în care mă îmbrac, cum mă comport, că ți-arăt multe, că ți-arăt puține. Ce te sfătuiești să faci pentru a deveni brokerul tău? Ce mă sfătuiești să fac pentru a deveni brokerul tău? Cereți-i un feedback. Pentru a lucra exclusiv doar cu mine, nu trebuie să avem semnate contract de exclusivitate, dar pentru a lucra exclusiv cu mine, adică orice proprietate o găsesc să-mi o trimis mie, să ți-o selectez eu și vorbim mai departe să ți-o dau, să ți-o trimis și să-ți spun dacă e bună sau nu e bună, ce trebuie să fac? Faină întrebarea asta, nu? Da. Ce efect ar avea dacă problema ar persista? Nu i-ai găsit în timp util. Ce se întâmplă? Rămâne pe stradă, rămâne la maică sau are unde să doarmă, nu se grăbește? Care ar fi efectul dacă ar putea, dacă ai putea rezolva această problemă? Dacă rezolvăm toate problemele prezentate, semnăm contractul astăzi. Vedeți câte întrebări trebuie să-i punem unui cumpărător ca la sfârșit să-l întrebăm dacă semnează sau nu semnează? Aceste întrebări. Vedeți de ce clienții când intrați cu el, chiar dacă i-a plăcut, nu semnează și spune că se mai gândește? Pentru că cineva trebuie să-i răspundă la cele 20 de întrebări. Și dacă nu-i răspunzi tu, o să-i răspundă concurența ta. Aceste întrebări trebuie să le memorăm și trebuie să le transmitem cu fiecare client în parte. Oameni buni, haideți să nu mai ne grăbim cu clientul când ieșim. Doar de dragul de a... Poftiți, ăsta e apartamentul? La revedere, mai am altul într-o jumătate de oră, hai repede! Vedeți cantitatea asta la ei de clienți, o grămadă, 20. Deci doresc să acestească cu toți. Roade nu dă deloc. De ce? Pentru că ei își grăbesc clienții. Hai, următor. Nu știe de niciunul ce vrea, cum vrea, banul găsește. Trebuie să stai cu clientul, să vorbești cu el, să-l înțelegi ce vrea. Nu e suficient să-l chemăm la birou sau să-i arătăm pe laptop 20 de produse, tu oricum nu știi ce vrea. Asta cu să-l chem să vadă el, e foarte bună în momentul în care tu știi deja ce să-i arăți. Nu să faci căutarea odată cu clientul și tu habar n-ai ce vrea. Pune întrebările astea și caută singur. Nu-l pune să muncească cu tine, să-l ții 2 ore în căldură sau în... să-i bată aer conțat în ceafă și așa mai departe. Pentru ce te plătește? El te plătește să își ocupe mult, puțin timp din timpul lui. 10 minute, 20 minute, nu să-l țin eu o zi întreagă, hai să căutăm. Nu, răspunde la întrebări, caut eu, te anunț când am proprietățile pentru tine. Asta trebuie să facem de acum înainte. Secretul 11. Vânzătorii de top răspund la fiecare cerere. Au un răspuns personalizat pentru fiecare client. Oameni buni, asta ne trebuie. Fiecare client are o tipologie aparte, are un caracter diferit și trebuie să vorbim cu fiecare în parte personalizat. Unul vrea așa, altul vrea invers și așa mai departe. Ați văzut și voi când mergeți să prestați una parte la 3 clienți diferiți? Unul spune că e bine care balconul, spune că nu e bine, unul spune că pe nord el se simte cel mai bine, că se odihnește mai mult, unul spune că dacă nu e pe sud, mie nu-mi place apartamentul și așa mai departe. Tocmai de asta trebuie să răspundem personalizat pentru fiecare client în parte. Secretul 12. Vânzătorii de top știu să fie eficienți. Cum vindem clienților dificili? Din punctul meu de vedere, nu există clienți dificili, există doar clienți diferiți. Recunosc că există, dar puțin. Dacă noi nu reușim să ne ridicăm la standardul clientului, asta nu înseamnă că el este dificil. E simplu, este doar diferit față de ceilalți.
Acum o să vorbim despre cele patru stiluri de personalitate versus comportament. Prima, personalitate versus comportament dominant, al doilea influent, al treilea conștiincios, al patrulea stabil. Ne-am întors la cele patru stiluri de personalitate versus comportament. Începem cu primul stil, care se numește dominant. Și acum vreau să vă spun în felul următor. Fiecare om are câte o personalitate. Și vreau să văd care dintre voi vă încadrați la dominant, care dintre voi vă încadrați la influent, care la conștiincios și care la stabil. Asta nu înseamnă că dacă te încadrezi la stabil, ai o problemă că nu ești dominant. Sau dacă ești la influent, ai o problemă că nu ești conștiincios. Ci înseamnă că trebuie să vedem cum ne adaptăm pentru fiecare stil de comportament al clientului când ne întâlnim cu el. Ok? Bun. Din punctul meu de vedere, eu vă spun după acum, ca să știți, eu sunt dominant. Caracteristic pentru dominant este tigru. Cu un tigru poți vorbi despre orice, doar că trebuie să îi dai dreptate. Câteva caracteristici. Este exigent, e determinant, e dinamic, e hotărât, e curajos, e independent, e autoritar, este orientat către rezultate, este competitiv și este direct. Din punctul meu de vedere, mă regăsesc și am pus în practică, cred că, toate lucrurile de aici. Acum trebuie să vă gândiți și voi care din aceste patru tipuri de comportament, unde vă regăsiți cel mai mult. Limbajul corpului pentru dominant este plin de mișcare, energic, direct și dominator. Vocea este puternică, directă, clară și determinată. Cuvintele folosite sunt rezultat și beneficiu. Deci astea sunt tipurile de comportament, tipul de comportament pentru dominant. Îl interesează rezultatul, beneficiu, este clar, este direct, are o voce determinată. Apropo, pentru mai întâlnesc eu cu am fost și la m-am întâlnit cu o inspectoare în care spune: "Nu mai țipați la mine, nu mai țipați la mine." Zic: "Domnule, nu țip, eu așa vorbesc, sunt mai autoritar." În momentul în care a ridicat și atunci i-a spus: "Vă rog frumos, nu mai țipați la mine, nu mai țipați la mine." Și am jucat-o cu aceeași metodă care mi-a spus ea prima dată mie, știi? Și a spus: "Vă rog frumos, nu mai țipați la mine, suntem întâlnituri, tu ți-a stat, de ce ridicat?" Păi așa vorbesc. Păi vedeți? Asta nu înseamnă că țip, dacă am un ton mai autoritar. Mai departe. Cum trebuie să vindem unui dominant? În momentul în care nu suntem dominanți, noi, suntem influenți sau stabil, trebuie să știm dacă întâlnim un dominant pe teren, cum trebuie să-i vindem. De exemplu, cum trebuie să-mi vândă mie un agent de vânzări ca voi? Dai răspunsuri scurte, directe și la subiect, pe mine mă interesează vrăjeală, poveste și așa mai departe. Spune exact ce să facă, arată cât mai repede rezultatele și ce câștigă. Când prezinți un produs sau un serviciu, dă-i alternative. Când vrei să stabilești o relație cu el, pur și simplu apreciază-l, fii mai distant, dar hotărât. Mie nu-mi plac ăștia lugu-lugu și așa mai departe. Cum să fie vânzarea? Ofertă scurtă, la sfârșit fă un rezumat și vinde. Păi nu mă interesează chestii pompoase, mail-uri, kilograme de text și așa mai departe. Păi mă interesează scrie și la obiect. Clientul dominant vrea să știe ce poate să facă produsul sau serviciul tău pentru el. Pentru un client dominant, pe el asta interesează. Dom'le, ce face apartamentul pentru mine, de ce să iau în zona aia, care sunt avantajele mele, care sunt beneficiile, să știu exact dacă cumpăr sau nu cumpăr. Influenții. Caracteristic pentru ei sunt maimuțele. Da? Maimuța are avantajul că tratează greutățile vieții cu ușurință. Câteva caracteristici: este prietenos, este glumeț, este interactiv, este interesant, entuziast, creativ, vorbăreț, optimist, este orientat spre relații. Limbajul corpului este deschis, vesel, expresiv, vocea este lejeră, are un ton constant și plăcut. Cuvintele folosite sunt voie bună și este tot timpul glumeț. Cum trebuie să-i vindem un influent? Arată că oferta ta este nouă, ăștia vor întotdeauna tot ce e nou. Da? Păi nu interesează ce ai avut și că ai negociat. Sau... El vrea tot ce e nou, vrea să afle. Spune-i cu cine o să lucreze, adică explică-i că tu, ce faci tu, e foarte important pentru el ce faci tu, ca să poți să-i vinzi lui.
Când vrei să stabilești o relație cu el, fii foarte prietenos și vorbește mult despre el. Așa le place să le se vorbească despre ei, cât de bun sunt ei, cât de... Mai cunosc și oameni, așa-i Sorin? Să vorbească așa. Cum să fie o vânzare? Oferta, dacă se poate, să aibă un smiley face, în momentul în care trimiți oferta, da? În care să și să asculte cu atenție. Clientul influent dorește să știe cu cine are de-a face și cu cine va lucra în viitor. Ăsta e ăla, genul ăla de comportament, de om care te verifică pe Facebook să vadă cine ești, unde lucrezi și așa mai departe. Număr de telefon, cum te cheamă, îți bagă o grămadă de... Are o grămadă de aplicații prin care... Bun, mai departe. Vezi că Loran zice de mine? Esu. Stabil vine de la... Avem ăsta elefant. Da? Animalul pentru el este elefant. Elefantul așteaptă ca lucrurile să vină și să se bucure când trec. Și se va bucura când trec. Câteva caracteristici pentru stabil este siguranța, el e loial, e sentimental, este timid, este de încredere, este pragmatic, este sprijinitor, este răbdător. Andrei, te încadrezi. Perfect. Bun. Limbajul corpului este reținut și cordial. Vocea este liniștită, cu pauze, ezitantă, moale. Cuvintele folosite sunt garanții și promisiuni. Dă-i astfel clientului care are acest tip de comportament garanție, fii prietenos cu el, promite-i și sigur pe acest client o să-l închizi. E important, dacă vă regăsiți voi ce fel de comportament aveți, e important în momentul în care un stabil se întâlnește cu un dominant, cum trebuie să-mi vândă. Și o să vorbim acolo ce ar trebui să facem, da? Cum vindem unui stabil? Dă-i răspunsuri cu calm și cu pauze, da? E important când simțim un client, dacă eu sunt dominant și simt un client care e stabil și le iau direct, hai pe de acum, am cea mai bună ofertă, gata, rupem, spargem, îmi închide telefonul. Da. L-am speriat și a fugit, corect. Da? Trebuie să-i dăm un răspuns calm, cu pauze, să-i spunem cum să facă, să-i arătăm cât mai repede siguranța, pentru că să fie sigur de ceea ce urmează să decizie să ia. Când prezinți o ofertă, arată fiabilitate și servicii. Da? Când vrei să stabilești o relație cu ea, ai răbdare cu el, fii calm și liniștit. Cum să fie vânzarea? Oferta care să transmită siguranță, lasă-i timp pentru decizia pe care urmează să o ia. Clientul stabil vrea să știe cum trebuie procedat ulterior în detaliu. Lui ăsta trebuie să-i dai detalii, concret, facem așa, facem așa, când schimbăm banii, să nu ne grăbim, mergem la bancă, facem programare, ne întâlnim în următoarea zi, că poate ți-e foame, ne-ai apucat să mănânci, să nu sar peste masă. Bun. Conștiinciosul, animalul pentru conștiinciosul este furnica. Câteva caracteristici, este precisă, atentă la detalii sau atent la detalii, concordant, temeinic, timid, ordonat, competent, disciplinat, prudent și critic. Ăsta vine și te critică, îți spune ce n-ai făcut bine, cum trebuie să faci și așa mai departe. Limbajul corpului este distant, rece, calm și limitat. Vocea este monotonă, înceată și gânditoare. Cine este S? Cine este C? Consticios. Da, 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 ok. Dar cred că cu toți avem nicoată, doar că predomina una mea. Păi da, exact. Se spune că e o combinație între două. O combinație între două. Exact, o combinație între două, dar ce predomină mai mult? Normal. Deci aici fiecare are nu, haideți să înțelegem. Asta nu înseamnă că dacă suntem conștiincioși, e greșit. Corect. Asta nu înseamnă că dacă suntem stabili, e greșit. Sau dacă suntem dominanți, e greșit. Trebuie să știm când să purtăm o discuție, să ne temperăm în așa fel încât să nu ne fugă clientul. Despre asta e vorba. Cuvintele folosite sunt date concrete, siguranță și detalii. Cum vindem unui conștiincios? Îi dăm răspunsuri cu foarte multe detalii, că ăsta interesează baia, cum arată, când a fost cumpărată faianța, metri pătrați, ușa că e din lemn masiv luat din Hong Kong și așa mai departe. Spuneți-i de ce să facă, adică ăsta trebuie să explice exact concret de ce trebuie să facă acest pas, de ce nu mai poate aștepta. Arată cât mai repede calitatea și fiabilitatea. Când îi prezentați o ofertă, folosește date comparative,
dă-i mai multe proprietăți și explică-i de ce aia, de ce aia, ce are aia, ce n-are aia. Când vrei să stabilești o relație cu el, fii distant, calm și liniștit, stabilești o relație formală, da? Nu încerca să te prietenești cu ăștia că nu merge, încearcă să fii formal și distant. Cum să fie vânzarea? Ofertă cu foarte multe detalii, fii foarte bine pregătit, că asta te bagă în ședință, vrea să afle tot ce se întâmplă în piață, dar știu, să-i dai foarte multe detalii și după aceea să reușești să-i vinzi. Creștul conștiințios are nevoie de timp pentru a procesa toată informația și trebuie să înțeleagă de ce înainte de a lua decizie. Foarte important să răspundem la de-ce-ul lui. Cel mai bun animal pentru vânzări, cel mai bun vânzător din punctul meu de vedere, cum trebuie să fie? Oameni buni, trebuie să ne adaptăm. Dacă suntem dominanți și ne trimit cu un conștiincios, o să fugă de noi, o să creadă că suntem nebun și pleacă. Dacă suntem conștiincioși și ne trimit cu un dominant, ăsta spune, e foarte moale, la revedere și ceau. Când am citit, când am transmis prima dată aceste tipuri de comportamente în 2013, eu aveam agenți. Eu la toți agenții le vorbeam în aceeași limbă. Adică, cum eram eu, așa vorbeam și unul care era dominant cu mine și mă contracaram, și cu unul care săracul, vedeam că el stă așa, dar eu tot îmi contrebam, bă, n-ai făcut aia! Până când mi-am dat seama că, când ai în față un conștiincios, trebuie să vorbești după el. Când ai în față un dominant, trebuie să vorbești după el. Dacă nu ne adaptăm să devenim cameleon în vânzări, nu reușim să vindem. De ce? Pentru că în piață sunt mult mai mulți, sunt foarte rari, ca să o iau invers, dominanți, care știu ce vor. Eu chiar vorbeam acum 4 ani când am ținut acest curs, că dacă aș mai întâlni clienți ca mine, eu m-aș fi îmbogățit. De mult. Voi gândiți-vă că m-a căționat 2 proprietăți pe care le-am văzut o singură dată și am cumpărat direct. Fără să mai văd date comparative cu alte proprietăți. Când am acționat garsoniera, m-am dus direct, am văzut-o și am luat-o. Fără să mă mai duc și în alt bloc să mai văd o altă garsonieră. Când am intrat și am luat acum această casă, am luat această casă în acest complex fără să mai văd un alt complex și o altă casă. Dacă ați dat de astfel de clienți, vânzarea pentru a fi foarte simplă. Doar că, din păcate, dăm de celelalte tipuri de comportament și trebuie să știm cum să ne adaptăm lor, să putem să le vindem. Vedeți că sunt cu unii, la prima întâlnire faci tranzacție. Sunt cu unii care nici după 12 întâlniri nu faci tranzacție. Și dacă nu știm să ne adaptăm și ne gândim că are ceva cu mine, nu vrea, că greșesc eu cu ceva, sau că e nebun, că nu e ca mine. Păi de ce? Dacă eu m-am hotărât la prima ofertă pe care am văzut-o și am închis, el de ce trebuie să ia 3 luni să se hotărească? De ce sunt clienți care stau un an în piață? De ce nu sunt ca mine? De ce? Pentru că sunt diferiți de noi. Și atunci trebuie să știm cum să ne adaptăm lor ca să putem să oferim serviciile noastre și să vindem. Secretul 13. Cum vindem clienților dificili? Simplu. Fii asemenea ca el și el te va iubi. Dacă el e dificil, fii și tu dificil. Dacă el e diferit, fii și tu diferit. Adaptează-te pentru cerințele lui și el te va iubi. Care sunt întrebările tipice pe care le pun clienții în funcție de stilul lor de personalitate? Și acum să vedem întrebările pe care le pune dominantul, influentul, stabilul și conștiinciosul. Exemple de întrebări tipice pe care le pun clienții de. Și când vă întâlniți cu astfel de întrebări, să știți sigur că aveți de-a face cu acest stil de comportament, trebuie să știți exact cum face să-i vindeți. Ok? Că dacă pe D-ul la mâni pe, sau îi trimiți 100 de oferte, s-ar putea să-și piardă răbdarea cu tine să caute în altă parte. De exemplu, unui D nu îi trimiți niciodată 10 oferte. Trimite-i una, două, trei, maxim și bună. Pentru că ăsta pierde, el vrea să piardă în detalii, și nu e bine pentru că la mețe și o să vrea să cumpere, îi se pare prea greu procesul de a cumpăra sau închiria și pleacă de lângă tine. De exemplu, este oferta de ultima oră? Este într-adevăr că e cea mai bună ofertă pe care o aveți în portofoliu? Trebuie să-i răspunzi exact. Nu, da, dar știți, v-a trimis vreo 5, da, e și aia, e și aia, nu. Cea mai bună ofertă oferta asta? Eu când m-am dus și mi-am acționat proprietățile, am știut că și cele mai bune oferte. N-a trebuit să mă mai interesez. Am simțit chestia asta. Cât de repede poate să se mute? Asta nu așteaptă. Pe eu când m-am mutat în
prima mea proprietate, m-am mutat, am luat saltaua și m-am mutat. Și aveam unde să stau. Dar era nerăbdarea aia. Atunci imediat pe loc. Ăsta n-are timp două luni să stea. Să se mute. Deci pentru ăsta trebuie să găsești soluții când îi vindeți un apartament să se mute cât mai repede. Chiar acum sunt tratative cu o tranzacție unde clienta mea așteaptă și două luni, trei luni, se grăbește. Și mi-am dat seama că ea nu e D. Nici bărbatul nu e D. Că dacă era D, găsea o înțelege proprietar să se mute atunci pe loc. Câte apartamente de acest tip a vândut? Ați vândut? Ăsta o să vă întrebe. Ai mai vândut așa ceva? Și trebuie să-i spui. De cât timp îl aveți la vânzare? Sunteți sigur că... Sunteți sigur de ceea ce spuneți? Adică trebuie să fii sigur, clar și hotărât. Chiar dacă tu poate ești ești stabil. Chiar dacă poate ești conștiincios. Oamenii buni, cu astfel de client trebuie să fii sigur de ceea ce spuneți. Nu sunt ok ezitări. Nu! Puneți cu un ton răspicat, da, e cea mai bună ofertă. Da, se poate viziona astăzi. Întrebări tipice pe care le pun clienții I. Ați vrea să ne așezăm ca să putem să discutăm mai pe îndelete? O cafea, vă scoate la cafea să-i povestiți puțin despre tine, despre firma ta. Dacă poți să-i puteți să-i faceți și un preț special. Oare apare o soluție? Oare ce părere ar avea soția lui despre această achiziție? Adică vă poartă, vrea să se împrietenească cu voi, da? Vă plătește cafeaua? Ce spun, vă întreabă ce spun alții despre oferta asta? Păi interesează părinții părerile celorlalți, da? E foarte important pentru el ce spune vecinul. Chiar dacă el e hotărât, trebuie să audă părerea lui, sau ce spune soția, sau ce spune amanta, și așa mai departe. Cine ești tu, dacă te cunoaște, dacă a mai cumpărat cineva de la tine, dacă cineva te cunoaște, firma ta, dacă o cunoaște cineva, unde lucrezi, păi îl interesează foarte mult aceste detalii, atent la aceste detalii. Și nu cumpără până nu-i ofereți aceste răspunsuri. Și sunt convins că avem în piață și astfel de clienți. Întrebările tipice care le pun clienții S. Cât e prețul? Păi S îl interesează cel mai mult prețul. Da? Când, dacă închei contractul astăzi, îmi puteți garanta că mă pot muta în 3 zile? Garanțiile. Pentru el sunt foarte importante garanțiile. Când se mută, ce garanție are, dacă puteți să îl mai sunați peste câteva zile, până se gândește, vrea să se consulte cu familia lui, vrea să îl interesează de când e apartamentul pe piață, dacă aceasta este cu adevărat cea mai bună ofertă pentru el, poate mai apare și mâine încă o ofertă. Întrebări tipice pe care le pun clienții ce? Puteți să-mi explicați ceva mai detaliu? Încă nu înțeleg unde este situat apartamentul? Cine e constructorul? Păi și-l interesează constructorul, actele de construcție, terenul, de unde a fost achiziționat, dacă mai trăiesc cu proprietarii. Când s-a construit blocul, dacă mai poate să mai gândească și pe urmă revine el, te sună el pe tine, cât de repede trebuie să se hotărască, dacă mai ai un alt cumpărător înaintea lui, dacă sunteți capabili să îi îndepliniți așteptările. Aceasta este cel mai bun calitate, raport calitate-preț, vă întreabă, dar știți, te sigur, raport calitate-preț, nu îmi iau țeapă, nu dau prea mult, că știți că am mai văzut și alte oferte pe internet și s-ar putea să fie acolo mai ofertă mai bună. Cât de repede se va amortiza, e foarte, Doamne ferește, să dați de un client ca investitor. Ăsta vă ia cu yield-ul, cât e yield-ul, cât scoate pe lună, dacă se merită să acționeze apartamentul, trebuie să-i faceți rapoarte, că iese bine profitul pentru el și așa mai departe. Secretul 14. Vânzătorii de top profită de orice ocazie să facă networking. Oameni buni, tot ceea ce facem noi, toate întâlnirile pe care le avem dimineața, aceste grupuri pe care le-am înființat, face parte din networking. Faptul că vorbește o persoană și ascultă 10, faptul că vorbești 5 și ascultă 5, este networking. Faptul că mergem pe teren și ne întâlnim în fiecare zi cu alți clienți se numește networking. Un client e doctor, te împrietenești cu el în cartea de vizită, unul e strungar, altul e mecanic și așa mai departe. E foarte important să facem networking la fiecare pas
la fiecare întâlnire cu fiecare client. Profitați de orice moment să cunoașteți oameni noi, nu subestimați niciodată potențialul unei persoane pentru că nu știi ce rețea de cunoștințe are. Niciodată nu trebuie să luăm după hainele lor, nu trebuie să-i judecăm, trebuie doar să ne întâlnim cu ei, să socializăm cu ei, să aflăm care sunt problemele lor și cum putem noi să ajutăm pe ei. Secretul numărul 15. Vânzătorii se concentrează pe dorințele clienților și nu pe nevoile lor. Cred că asta e un secret foarte important, pentru că noi, majoritatea agenții de vânzări, ne concentrăm doar pe ce are nevoie omul. Și de obicei, oamenii care sunt la început în domeniul imobiliar, pe asta se contactează clientul că vrea un bugetor și prețul ăla, eu trebuie să-i dau un prețul și un bugetor. Și vă mai repet încă o dată. Niciodată nu o să reușim să închidem un client care dorește, nu reușim să închidem un client prin ce are el nevoie. O să reușim să închidem un client să-i dăm ceea ce își dorește. Ce are nevoie a văzut deja și nu i-a plăcut. Dacă intră pe o ofertă, 100% nu o să-i placă. Și am mai văzut încă vreo 5, 6, 7 oferte. Tocmai de asta noi trebuie să facem ceea ce foarte puțini agenți de vânzări fac. Să le dăm clienților ceea ce își doresc. Dacă am cumpărat doar ce avem nevoie, ar fi un dezastru pentru economie. Sunt o grămadă de lucruri pe care le luăm și le cumpărăm din piață, de care nu avem nevoie. Când luăm haine, la cantitate, când luăm mâncare, multă, și așa mai departe, de care nu avem nevoie, asta înseamnă că nu e ok pentru sănătatea noastră, pentru faptul cum arătăm, și așa mai departe. Dar, din păcate, sunt puțini dintre noi care poate să-și permită să-și cumpere ceea ce își dorește. Mergem în vacanță la mare, pentru că ăsta e bugetul nostru, nu ne permitem o vacanță în Maldive. Ne cumpărăm o garsonieră unde stăm cu iubitul sau cu soția și cu încă o persoană, pentru că nu ne permitem un penthouse. Trebuie să încercăm să ne cunoaștem clienții, să vedem ceea ce își doresc și dacă putem să le îndeplinim aceste dorințe ale lor. În momentul în care vedeți un client că l-ați dus la o proprietate și nu i-a plăcut, întrebați-l dacă își dorește un apartament lux într-o zonă mai bună. Pentru că de multe ori el nu conștientizează că poate își permite, dar nu s-a gândit niciodată. Și ca să mă dau exemplu pe mine, acum 7 ani de zile înainte să lucrez în domeniul imobiliar, mi-am alocat un buget de 200 de euro pentru o garsonieră. Pentru asta avem nevoie. Să fie aproape de metrou, să arate bine și cam atât. Am mers la 2-3 vizionări și nu mi-a plăcut acea proprietate. Și mi-am dat seama că nu o să pot să iau ceva ce am nevoie, pentru că eu stăteam deja la părinții mei, adică nu era un stres pentru mine, și trebuie să-mi iau ceva ceea ce îmi doresc. Doar că nu îndrăzneam să sun la proprietăți de 300 de euro și așa mai departe, 350 de euro și așa mai departe. Până când m-a luat un agent și m-a dus la o proprietate cu 100 de euro mai mult, nu mi-a spus, am intrat acolo, am reușit să o negociez la 250 și m-am mutat. M-am mutat într-o zonă bună, într-o garsonieră de lux. Și am reușit să mai fac rost de banii ăia, diferență, ca să pot să stau într-un loc în care îmi doream. În care atunci când aduceam un prieten la mine, nu mă făceam de râs. Nu era un simplu pat și o simplă garsonieră într-o zonă urâtă. Deci încercați să le arătați clienților ce au nevoie și pe duceți-i unde își doresc. Unde ei nu gândesc singuri. Asta o să facă diferența dintre un agent bun și un agent mai puțin bun. Secretul 16. Pentru vânzătorii de top, lipsa banilor nu este o problemă. Pe tine, ca vânzător, nu te interesează că ăsta n-are bani. Tu trebuie să-l faci să scoată bani. Ce faci când un client îți spune nu am bani sau nu avem buget? Întrebarea cu ajutorul căreia poți afla dacă minte sau spune adevărul. Dacă ați avea la dispoziție resursele necesare, ați cumpăra? Asta e prima întrebare. Pentru că este poziția să cumpere, să nu cumpere chiar dacă are bani. Înseamnă că mi-a plăcut. În momentul în care spune, da, dacă aș avea bani aș lua,
posibil răspuns. Da, următoarea întrebare. De ce? Și trebuie să-i spui de ce. De ce l-ar cumpăra dacă l-avea bani? De ce mă întreb asta? Păi m-am gândit la o variantă pentru dumneavoastră. M-am gândit să vă negociez în așa fel încât în prețul în care dumneavoastră vi-l permiteți. M-am gândit să vorbesc cu proprietarul să vă lase 2 săptămâni, 1 lună de zile cu garanția. M-am gândit să facem un antecontract, faceți în timpul ăsta un credit, luăm proprietatea și o plătim peste 3 luni. M-am gândit să-i dați acum o sumă de bani proprietarului și restul peste 12 luni. Nu știu sigur dacă o să accepte, dar eu o să încerc. Când vorbim de sume de 100.000 de euro. Dar dacă spune nu, de ce? La revedere. Înseamnă că nu i-a plăcut. El trebuie să zică da. Și după aceea trebuie să-i răspundeți la de ce. Dacă a spus doar da și nu i-ați răspuns la de ce, ce puteți face pentru el, nu puteți să-l închideți. Un client, dacă își dorește produs sau serviciu, face rost de bani. De fiecare dată. Face credit, se împrumută, se... o să facă rost de bani. Trebuie să-și dorească foarte mult să dea banii lui pe acea proprietate. Un bun vânzător nu conduce doar, nu convinge doar clientul, ci dă argumente necesare pentru a convinge el mai departe partenerul. Adică eu, ca vânzător bun, nu-l convinc doar pe cumpărător. Îl convinc pe cumpărător să o convingă la rândul lui pe soție, pe amantă, pe prietenă, pe partener și așa mai departe. Atât de convingător trebuie să fiu. Și dacă nu reușește el, atunci trebuie să cer numărul. Tu, să sun tu și pe soție și pe partener, să poți să-i convingi. Sau să participi la o întâlnire cu toți. Pentru că în momentul în care o să ajungem la vânzări din ce în ce mai mari, o să vedeți că se organizează ședințe în care se stabilesc date concrete dacă cumpără sau nu cumpără. În momentul în care am un client acum de 600.000 de euro, a venit el, a văzut, dar acum trebuie să o convingă și pe soția. Am luat soțul și pe soție, am convins-o și pe soție, după ce ne-am pus toți la masă. Și mi-au cerut părerea. Pentru ei eu eram cel mai bun. Eu trebuia să spun acum decizia finală. Să cumpărăm sau să nu cumpărăm. Și a trebuit să ne răspund la cel de ce, că eu m-am tratat de ce să cumpăr aici. Convinge-mă de ce să cumpăr aici. Și atunci am spus. Pentru că acolo vedeți cum e, acolo vedeți cum e, acolo vedeți cum e. Dacă nu cunosc piața, m-am închis. De asta v-am spus că nu putem să creștem la vânzări mari dacă nu cunoaștem piața, dacă nu știm proprietari, dacă nu știm proprietățile. Nu putem să vindem la nimereală. Hai că m-am întâlnit și eu cu un client de 500. Oricine poate să meargă cu un client de 500.000. Promovezi o proprietate fără să știi să vorbești, nici nu sunt pe proprietar dacă vrei. Da? Ți-ai intrat clientul și te întâlnești cu el. Dar ce faci când te întâlnești cu el? Despre asta e întrebarea. Dacă nu știi să răspunzi la DC-ul când te întreabă, el îți dă banii. Se împrumută, face credit. Dar de ce? Tu ești expertul. Să știți că cu cât crești proprietățile, cu cât crește prețul, cu atât el ține mai mult cont de părerea voastră decât de părerea soției. Pentru că voi sunteți experții pe care el se lasă purtat. La vânzări, cum mi-a spus mie ieri un cumpărător, asta Alexandru, nu pot să știu toate proprietățile la nivelul ăsta. Nu-mi permite timpul să mă duc să le învăț pe toate, să cunosc proprietarii. Tu trebuie să faci asta în locul meu și să vii cu DC-ul la mine. Să spui despre prima proprietate, a doua proprietate, a treia proprietate, să spui despre tot ce există în piață și după aceea să mă convingi că e cea mai bună investiție. Secretul 17. Vânzătorii de top știu să grăbească decizia clientului. Oameni buni, asta cu să grăbim decizia clientului e un secret foarte dificil. Pentru că pur și simplu trebuie să tragi de el. Trebuie să dai un termen scurt. Doar trebuie să grăbești până mâine. Dacă nu mai am pe altcineva și îmi dau. Trebuie să fii, în primul rând, ca să respecti aceste secrete, nu trebuie să te implici emoțional. Ci trebuie să le respecti și să tai în carne vie. Chiar dacă te-ai împrietenit până acum cu el, tot trebuie să-l faci să se grăbească. De ce? Concurența nu o să vă aștepte pe voi până se gândește clientul vostru. Mai sunt alți cumpărători în piață, domnul client, nu se lasă singurul și mai sunt alți agenți imobiliari, nu sunt eu singur. Și dacă nu ne grăbim, s-ar putea să pierdem și să plângem după această proprietate. Și să ne pară rău. Nu vreți să ne pară rău. Așa-i?
Corect, nu. Am avut un client care tot o lălăia. Până când i-a spus că în joc mai intră încă un cumpărător care e interesat de proprietate. Lucru adevărat. S-a schimbat la 360 de grade. Era gata să-și anuleze vacanța. Doar ca să ia el acea proprietate. Și a zis, nu e nevoie că celălalt cumpărător este plecat. Nu e în România și vă țin la curent. A spus, anunță-mă că vin din concediu special dacă celălalt cumpărător apare. Deci e fabulos să văd cum, în momentul în care grăbești și le pui în față un alt cumpărător, cum se schimbă totul la 360 de grade. Până atunci spune, nu mă grăbesc, stați liniști, nu-i problemă, dacă e pentru mine, e. Dar când îi spun că, ok, haide să ne gândim la o altă ofertă, că aici avem pe cineva deja, deci s-a schimbat. De ce? Pe el e felul următor. Orice cumpărător gândește în felul următor. Cum adică? Să pierd eu proprietatea în favoarea ta? Adică tu ai bani mai mulți decât mine? Adică tu te grăbești mai repede decât mine? Poți să... Păi mi-ai tu mie fața? Păi nu, stai că mi-au eu acum, să vezi tu ce înseamnă. Pe motivul ăsta, Florin a semnat două vânzări. Un client... Nu, a semnat două... Un client al lui Florin a pierdut două apartamente pe acest motiv, că nu s-a grăbit. El a fost primul care a văzut apartamentul, acest client. Nu s-a grăbit, a spus, lasă, mai ține-l în viață pe proprietar, dă-i un preț mic și așa, așa, așa. A venit un alt cumpărător, a văzut, Florin i-a spus, vezi că mai am pe cineva, a luat, am sunat vânzare. L-am sunat pe proprietar, nu, bă, nu se poate așa ceva. Bă, da, se poate. Următorul apartament. A mers cu Florin cu același client, i-a arătat apartamente de 500.000 de euro, da? Să ne înțelegem. I-a arătat apartamentul, aceeași tactică a clientului, mai lasă-l așa în piață, că abia a apărut oferta, de un preț mai mic, a venit Florin cu o altă clientă, a făcut ofertă, în două zile a mers la notar, l-a sunat pe client, a zis, bă, tu nu ești sănătos la cap, tu mă iei la mișto, cum să dai ambele apartamente care ai văzut cu mine, înainte? Păi eu v-am spus că am pe cineva și îl dau. Mi-a spus, nu, bă, că... Le-am dat. Băi, oameni buni, și omul ăsta avea bani. Poate avea mai mulți bani decât ceilalți doi clienți. Doar că el nu s-a grăbit. De ce? El a crezut că e singurul care are bani și că nimeni nu poate ia lui acest apartament. Și se poate face o vânzare de 500.000 de euro mai repede decât o închiriere. Există cazuri. De asta trebuie să respectăm acest secret și să grăbim decizia lui. De ce să se decidă până mâine când poate să decide acum pe loc? Dacă eu sunt convingător că am un coleg de-al meu cu încă un client care vine în 30 de minute și toată munca mea care am făcut-o cu clientul meu se duce naibii, de ce să aștept până mâine? Adică, domnul client, eu am plecat de la birou, am dat 50 de telefoane prin noastră, v-am găsit cele mai bune 3 proprietăți. Și acum, toată munca noastră, nu să v-ați voi de la muncă, ați venit. Mâine o luăm de la zero. Doar pentru că nu ne grăbim și că dăm răspunsul mâine? Ce se poate schimba de astăzi până mâine? Banii, dacă aveți, aveți și astăzi, aveți și mâine. Dacă nu aveți bani acum, nicio problemă. Dăm un avans și luăm proprietatea. Mâine, dacă ne răzgândim, nicio problemă, recuperez banii de la proprietar. Și dăm bani înapoi, în cazul în care credeți că se întâmplă ceva peste noapte negativ. Trebuie să facem chestia asta, oameni buni, de fiecare dată. Să băgăm frica în ei. Nu să bage ei frica noi să așteptăm noi după răspunsul lor. Ce ei să aștepte după răspunsul nostru? Secretul 18. Vânzătorii de top știu să transmită încredere. Oameni buni, transmiteți încredere clienților. Trebuie să aibă încredere în tine că ești cel mai bun om. Că îi prezici cea mai bună ofertă. Că nu-l păcălești. Că negociezi pentru el. Că faci mai multe decât dacă merge el singur la acea proprietate. Și mai important încă un aspect. Încercați să obțineți perioada de grație. Dacă ne întâlnim astăzi și data e astăzi, suntem în cât suntem astăzi? În 7. Încercați să vorbiți cu proprietarul să înceapă contractul după 15. Noi dăm banii domnului proprietar acum, dar să înceapă după data de 15, că știți, cumpărătorul meu atunci ia salariul, să fie și pentru el ok. Uităm o perioadă de grație de 7 zile. Încercați să faceți chestia asta.
Unii merge, unii nu merge. Să vadă, uite bă, mi-au obținut 7-8 zile în care eu stau gratis. În care ăia 3, 4, 500 de mii de euro sau 300 de euro, 500 de euro, 1000 de euro sunt niște bani pe care el ia și duce. Să duce cu soția la o cafenea, la un restaurant și mănâncă. Faceți chestia asta pentru clienți și clienții vă va iubi. Metode pentru a câștiga încrederea clientului. Rapid. Prezinte un beneficiu. 1. 2. Regula 3.33. Regula 3.33, adică 3 secunde, ai 3 secunde ca să-i captezi atenția. Câmpul comun, față-înfață. Da? Găsește un punct, un lucru pe care l-ai în comun cu clientul tău. Se creează un raport instantaneu. Arată-i cât mai repede ce câștigă dacă te ascultă. 30 de secunde să creezi prima impresie. Care sunt elementele care contribuie la prima impresie? Primul, îmbrăcămintea. Oameni buni, cum spunea și Loran, îmbrăcămintea este foarte, foarte importantă. Din păcate, pentru că vedeți, când e cald, nu-ți vine să stai la costum, să stai cu cravată, dar din păcate este foarte importantă și clienții ne cataloguează după felul în care suntem îmbrăcați. 2. Îmbrăcămintea să fie curată și decentă. Și mă refer aici decent la femei. Încercați să nu vă îmbrăcați indecent. În așa fel încât în loc să se fie cu capul pe proprietate, să fie cu capul pe voi. Să se gândească la mamă. Da? Pentru că atunci nu o să mai vrea apartamentul, o să vă vrea pe voi. Și nu vă doresc chestia asta. Să fim în concordanță cu ceea ce vindem. Dacă suntem agenți imobiliari, trebuie să fim la costum. Dacă suntem constructori și mergem pe șantier să vindem material de construcții, trebuie să ne îmbrăcăm adecvat ca omul cu care îi vindem. Și aici lor am dat exemplu că era o firmă de construcții, de vândare de materiale, care erau toți, am mers să participe la un seminar, să învețe cum să vândă, toți îmbrăcați la costum, cu aceeași culoare de cravată, aici logo-ul firmei, și ei îmbrăcați țipă să duceau să întâlneau pe șantier cu muncitorii. Sau cu șeful de șantier, și ăla era îmbrăcat cu caschetă și cu salopetă. Ăștia fugeau, credeau că-s de la ITM și le închide firma. Oameni buni, păi când vrei să mergi pe șantier, te îmbraci și tu lejer cu un tricou sau cu o salopetă, să vadă că ești în același ton cu el. Exact. Trebuie să fii cât mai aproape de clientul tău. 2. Postura corpului. La postura corpului, niciodată să nu stăm cu capul în jos când vorbim cu clientul. Niciodată să nu stăm cocoșați. Niciodată să nu stăm sprijiniți. Da? Întotdeauna trebuie să ne uităm fix în ochii lui când vorbim cu el. Știți că în momentul în care un client se uită la voi și când îi puneți aminte întrebări să uită în stânga, înseamnă că vă minte? Și când se uită în dreapta, înseamnă că nu-și mai aduce aminte? Deci când aveți astfel de clienți care când se uită în stânga, nu știe ce să vă minte pe față, și când se uită în dreapta, e o chestie care nu am inventat-o noi, așa spun specialistul, doctor. Și dacă se uită în ochii tăi, vânzarea este făcută, corect. Bun. 3. Contactul vizual. Uitați-vă în ochii clientului. E foarte important când vorbești cu el să te uiți în ochii lui. Mă uit când mai țin și interviuri. De multe ori când vorbesc cu un tip la un interviu, să uită în jos. E rușinos. Sunt puțini care mă privesc în ochi, vorbește, spune-mi exact. De ce? Pentru că ei mai și blufează. Ba să uită încolo, ba să uită așa, nu mai aduce aminte. Ai mai lucrat? Da, mai lucrat. Câți ani de experiență ai? 3! Și vă dați seama, ăsta e și prost și mă mai și minte. 4. Zâmbetul. Zâmbiții clientului. Bă, pur și simplu zâmbiți la el. Dar nu așa ca și când... Da? Uitați-vă și efectiv așa, adică când îl ascultați, zâmbiți așa, să vadă că ceea ce spune el e ceva wow. 5. Entuziasmul. Fiți entuziasmați. Să vă simtă că ceea ce faceți, o faceți din pasiune pentru această meserie. Nu pentru bani. Spuneți-le lucrul ăsta. Am avut acum recent o clientă care eram entuziasmat de ceea ce povesteam, că eu la sfârșit după ce
termină o vizionare, încerc să îi pun întrebări ce își dorește și spun, mai spun și eu despre mine. În alea 3 minute. Și la sfârșit zic, mi-mi place foarte mult ceea ce fac, adică eu chiar sunt foarte bun, lucrez non-stop, eu îți dați poția ta, eu și sâmbătă și pentru mine există orar, program. Și îmi spun, da, se vede, se vede că chiar ești entuziasmat, îmi place de tine. Oamenii ăștia se încarcă cu energie, o să-și dorească următoarea zi să se întâlnească cu mine ca să-i transmită aceeași energie pozitivă, că poate a avut un eșec în dragoste sau s-a despărțit de iubit sau a penalizat-o șeful sau și-a pierdut serviciu. Dar că se întâlnește cu mine, uită toate problemele. Că dacă aș fi așa entuziasmat, da, știi, nu... Nu, și păcătul ăsta nu-i și somn, nici nu ce am venit. Dacă n-avem entuziasm, mai bine să nu ne mai ducem. Clientul nu-și mai dorește să se mai întoarcă, să ne vadă. Pentru că îi transmiteți chestii negative. Păi dacă m-aș întâlni acum cu un client și le-ar fi entuziasmat, păi băi, ești nebucut să mă întâlnesc cu ăsta. Păi să-mi transmită lucruri negative. Și așa știu eu, vai mama mea. Mai îmi transmite și el. Păi că m-am întâlnit cu agenți și mă trimiteau, m-am dus acum 7 ani când îmi căutam garsoniere să mă mut cu chirie și când îi vedeam așa, vai mama lui, nu mă întâlnesc cu ăsta, bă, că îmi transmite și mie energia lui negativă. Păi că m-am întâlnit cu un tip entuziasm, lasă domnule, că negociem, facem. Încă zic, bă, ăsta aberează, oricum, nu poate să negocieze de 100 de euro. Nu vreau să știu că poate să negocieze de la 300 la 200 sau de la 300 la 250. Vânzarea nu este nimic altceva decât un transfer de încredere și entuziasm. Trebuie să-i transferăm clientului încrederea noastră și entuziasmul nostru pentru a acționa acea proprietate, pentru a vinde. Indiferent ce vindem, oameni buni. Că vindem pixuri, acest curs e bun. Dacă ești vânzător de pixuri, de geamuri, de orice, de hârtie, de laptopuri, orice... Pe pământul ăsta, ce vinzi, trebuie să transferi încredere cumpărătorului și entuziasm. Dacă nu are încredere în tine și nu-i transferi acest entuziasm, nu o să cumpere. Sunt o grămadă de agenți imobiliari. În America sunt peste 2 milioane de agenți imobiliari. La noi sunt câteva mii de agenți imobiliari și oricum e full. Și din aia câteva mii, sunt foarte puțini care merg la cursuri, merg la seminarii de CPI, le știu pe toate. Dar când îl întrebi cât a făcut ultima vânzare, a, păi stai așa, că nu anul ăsta, anul trecut, când... Dar acum nu e criza, acum nu merge. Eu oricum nu stau așa, toți pe care i-am întrebat și care au luat de la mine franciza și care lucrau de acasă și care aveau experiență 20 de ani, ei nu știau când a făcut ultima vânzare. Sau când îi puneam o medie, dom'le, de la 1 ianuarie până acum o medie, care e media ta? A, păi nu pot să fac o medie așa, că știi, eu, pe cum să zic, deci eu... Păi, eu nu m-am dedicat așa non-stop. Adică, înțelegi? De oricum, acum e și criza. Adică, hai să spun în 2007. Nu atunci mă interesează. Că atunci, păi nu știu cât 500 de euro? A, super, ești bun. 20 ani experiență, 500 de euro pe rând. Super. Dar dacă chem la un curs, eu te învăț eu pe tine. Și zic, super, eu chiar vreau să învăț. Eu chiar vreau să vă prezint și să țineți un asemenea curs. Da, cu telefonul mai de ei. Despre asta e vorba. Aroganța te face să pierzi. 3 minute ca să faci vânzarea. Clientul hotărăște în primele 3 minute dacă o să cumpere de la tine sau nu o să cumpere. Indiferent că cumpăr oferta pe care tocmai ai prezentat-o sau o altă ofertă, clientul va ști să-ți răspundă la întrebarea dacă o să-l întrebi. Cumperi de la mine sau de la altul. Și o să știe să-ți răspundă de la tine. De ce? Pentru că în momentul în care ne-am văzut, eu nu o să mai vreau să mai lucrez cu alte agenții. Ce mai văd în alte părți, o să trimit ție să spui tu dacă e tot ok. Asta trebuie să spună clientul în următoarele 3 minute după ce te-a cunoscut. Aici intervin abilitățile tale de vânzător și încrederea creată în acele momente. Oameni buni, trebuie să fim siguri pe noi. Când am făcut prima tranzacție acum 6 ani, în imobiliare, era o garsonieră la Dristo de 170 de euro, aveam experiență o zi. Când m-am întâlnit cu clientul, i-am spus, domnul client, eu sunt cel mai bun pe partea de închirieri, lucrez de 2 ani de zile în piață și credeți-mă că asta e cea mai bună ofertă. O singură ofertă am dat. Am dat pentru, ca să-i arăt acea ofertă, vreo 50 de telefoane. Dar cum? El intrase pe oferta asta, doar că am mai dat încă vreo 50 de telefoane, să-l duc la cât mai multe, că deja vedeam bani. Zic, Doamne ferească, eu când m-am apucat în imobiliare, am intrat, am zis, măcar să ajung și eu la 1500 de lei pe lună,
și nu mai am șef. Și am posibilitatea Iisuse Hristoase, Dumnezeule, mi-am zis îngerașul, să fac 7 milioane într-o zi. Și atunci a trebuit să-mi fac temele, ca și cum am experiență 2 ani de zile în piață. Am dat 50 și ceva de telefoane în vreo 2 ore, i-am făcut pe foaie. Asta nu e bun. În momentul în care l-am sunat, i-am stabilit vizionarea la oferta lui și i-am spus, haide să vă zic de următoare. Acolo, 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 s-a dat. Hai să vă zic de următoare, acolo, 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 nu mai dată. Hai să vă zic de următoare, e la prețul în zona aia. Deci i-am spus la telefon toate 50 pe care le sunasem. Pentru că așa trebuie să facem. Noi nu acum, i-am luat clientul, am băgat oferte pe personal, i-am trimis 10 oferte. Nu, mă, oameni buni. Când trimiteți ofertele alea, alea să fie sigur că trebuie să le vadă. Și trebuie să-l sunați și să-i spuneți. Fiți atenți, v-am trimis 3 oferte. Dar avem vreo 50. Prima, s-a dat. Citiți acolo de pe map ce scrie. Notițele care le aveți. A doua, în zona aia prețul s-a dat. A treia, nu răspunde. A patra, proprietarul de atractive. A cincea. Îl țineți la telefon 20 de minute și după aceea mergeți la alea 3 și îi va ști sigur că una este pentru el. Muncim, dăm telefoanele astea. Ne place să discutăm cu clienții. Sau cât mai repede scurt. Am trimis mail-ul, Caterina, am vorbit cu el, mă duc repede acolo și iau bani. Nu merge. Dar asta nu avem constanță. Indiferent că suntem pe vânzări, indiferent că suntem pe închirieri. Dar din motivul că nu ne dorim să muncim pentru clientul respectiv. Facem doar lucrurile de suprafață și la suprafață nu se vede niciun ban. Aici ai munca, da? Unde sunt banii. Și trebuie să săpăm de fiecare dată. Ați văzut un minier care s-a intrat în mină vreodată și a descoperit aurul așa la vedere? De fiecare dată când intrau în mină, săpau și săpau și săpau, odată găseau aur, odată nu găseau aur. Dar asta făceau de fiecare dată. Munceau. Și noi trebuie să facem de fiecare dată să muncim pentru client. Să transpirăm când vorbim cu el la telefon. Ca să putem să închidem acel client. Lucrurile de suprafață niciodată nu o să ne producă cașcaval în așa fel încât să ne luăm o casă, să ne luăm o mașină, să mergem în vacanțe și așa mai departe. Întotdeauna o să ne asigure ziua zilei de mâine. Nu cred că își dorește nimeni ca să trăim după o zi pe alta. Am ajuns în acest moment la nivelul ăsta pentru că mi-a fost frică de sărăcie. Nu mi-am dorit să mai fiu sărac, mi-am dorit să am totul, să-mi permit orice, orice vacanță, în orice zonă a lumii. Păi acum 6 ani de zile să se plece pielea pe mine. Păi nici nu visam vreodată în viața mea să merg în Maldive. Trece peste. Nici nu visam odată în viața mea să merg în America. Păi și acum 2 ani când vorbeam de America, să mergem, să îndrăzim, să mergem la viză, toți și Nicol te-am spunea, bă, eu cred că mi-o să-mi pună la ție, nu. Cu blatul, bă, cu tine am emoții. Și mi-am pus pe 10 ani. Da? Totul prin muncă și disciplină oamenilor. Fără disciplină nu suntem decât niște gangsteri care încercăm să fentăm noi sistemul pentru a ne asigura ziua grija zilei de mâine. Dar niciodată pentru a fi performeri, pentru a fi în top, pentru a avea oameni care să ne urmeze și așa mai departe. Secretul 19. Vânzătorii de top știu să treacă de obiecții. Cei 8 pași pentru a trece de obiecții. Primul pas, verifică dacă e obiecție sau o neclaritate. Când vă întreabă de preț, să nu mai săriți imediat la el. Da, oricum îl negociem. Cât e comisionul? 50%, dar oricum îl negociem. 3% îl negociem. Păi oameni buni, poate e o neclaritate pentru om, nu e o obiecție. Adică dacă e 3 și nu e 2, eu nu mai fac această vânzare. Poate e o neclaritate, el nu știe, vrea și el să afle. Noi imediat am observat prin telefon, da, e negociabil, negociabil, da, cât puteți să dați de asta? Nu! Cât e comisionul? 3%. Ne negociam. Dacă e o obiecție, pentru noi o să spună, bun, dar eu n-am 3. Dacă vând cu tine, îți dau 2. Bun! Hai să vinzi! Hai să cumperi! Deci, prima dată, lăsați-l să vorbească și să vedeți. E obiecție sau neclaritate? Poate unul nu știe. 2. Zâmbiți clientului. În momentul în care vorbești cu el la telefon, zâmbește. Voi ați observat că Cristi, în momentul în care zâmbește și vorbește,
ba cu un client, ba cu un prieten de-a lui că vrea să o ducă la noi la agenție. E mereu, e entuziasmat, zâmbește. Am observat că ceilalți râdeți așa, râde, zâmbește cum vorbește. Păi ăsta are cea mai potrivită atitudine din toată compania. Ăsta când o să învețe să-și vândă că e micuț, o să fie top. Ascultați-mă că lucrurile astea o să rămână înregistrate. Dacă o să se țină și o să fie disciplinat, o să fie top. Pentru că lui nu mai trebuie decât acele abilități. Noi le avem, că am trecut prin viață. Dar el e cum eram eu la 17 ani, dar eu lucram ca picol. Ajutor de ospătar. Poate nu știi ce înseamnă. 3. Ascultă. Lăsați-l pe client să vorbească și interveniți după ce termină. Nu vă întrerupeți clientul. Luați-vă notițe. Oameni buni, dacă nu vă luați notițe despre fiecare client ce vrea, cum vrea, unde vrea, nu o să reușim să mai ținem minte, deoarece avem foarte mulți clienți de care trebuie să ne ocupăm, uităm. Notiță, faceți-vă pe agenda, faceți-vă în CRM fiecare client, ce ai vorbit cu el pe ziua de azi, ce întâlnire ai, ce ți-a spus fiecare client, ce trebuie să-i cauți, unde trebuie să-i cauți, totul scris. Nu aici, ca aici. Când pui altă informație, cealaltă informație se duce mai jos până se pierde. Nu întrerupe pe clientul chiar dacă știi că nu are dreptate sau minte în un aspect important. Chiar dacă aberează, chiar dacă minte, chiar dacă nu e așa, nu vă întrerupeți clienții. Lăsați-i să vorbească până când termină. 4. Clarifică obiecția lui. Domnul client, să înțeleg pentru asta că e un aspect important acest lucru și repetă obiecția. Prețul, zona, confortul. Repetați obiecția după el să vedeți dacă e sigur că obiecția asta e doar o neclaritate. 5. Condiționează. Dacă rezolvi problema prețului, semnăm vânzarea. Dacă rezolvi problema prețului, semnăm acum închirierea. Dacă rezolvi problema timpului, semnăm acum. Puneți aceste întrebări. 6. Explică. Haideți să vă explic de ce luăm comisiune 3%. Pentru că suntem singura companie din București care negociază peste 20-25% din preț cu proprietarul. Majoritatea companiilor nu își dorește să negocieze pentru că se gândește că își micșorează comisiunea. Domnul client, am dreptate ceea ce spun sau nu am dreptate? Vi s-a întâmplat să mergeți cu un agent care să nu vrea să vă negocieze? Da, mi s-a întâmplat. Datorită acelui comision. Dar va negocia comisionul de la 3 ani. Da, mi-a negociat. Păi da, pentru că e un preț foarte mic faptul că a negociat, dar prețul, în comparație cu acea vânzare pe care o achiziționat, e mult mai mare. Eu iau 3%, dar de la 400.000 vreau să vă negociez la 300.000. Eu pierd 3% din 100.000. Dumneavoastră să câștigați 100.000 și mi-e dați cu 500 € în plus față de celălalt agent. Pentru că pentru dumneavoastră cel mai important este prețul apartamentului să-l negociez. Nu prețul meu de agent. Prețul meu e unul de câteva mii la o sumă mare. Eu nu merit dacă vă negociez 30.000 în comision de 3%, preferați să mergeți cu alt agent să plătiți 50.000 în plus și să-i dați 3% sau 2%? Și atunci lăsați-l să vă răspundă. După cum observați în acest curs, trebuie să comunicăm foarte mult cu clientul. Punem întrebări, extraordinar multe întrebări. Să nu vă doriți să plecați repede acasă. Să scăpați repede de domeniul ăsta. Chiar am ascultat, ideea e că e în felul următor. Eu cum sunt dominant, eu mă motivează orice lucru care îl văd bine făcut. Adică pe mine mă motivează un agent care e entuziasmat și respectă sistemul și vreau să vin și o să respect. Pe mine mă motivează un articol, o carte pozitivă, orice lucru pozitiv pe mine mă motivează și îmi doresc să fac și eu imediat. Mă uitam acum când am citit, e o tipă agentă din America, care pe ea o motivează foarte mult oameni și îi place atât de mult domeniul, încât să trezește de la 7 dimineața la 8 este la birou, să apucă și muncește până la 10 noaptea fiecare zi. E atât de motivată de ceea ce face, îi place atât de mult, încât ea nu se gândește la bani și nici nu e obosită niciodată. Și mă gândeam pe alocuri la mine câteodată că și mie îmi vine, aoleu, 6, aș pleca și eu acasă. Dacă nu mă gândesc, ce trebuie să fac acasă?
Bă, m-am motivat atât de mult aseară încât cred că o să apuc să vin de la 8 dimineața la birou. Și mă uitam așa în timp ce citeam, parcă încercam să mă pun în locul ei. Păi și mie îmi place ceea ce fac. Și eu lucrez până la 10 pentru clientul meu, pentru... Adică în domeniul ăsta, dacă nu ne gândim la clienți, să ajutăm cât mai mulți, ce să facem acasă? Păi scopul nostru, în loc să ajutăm un client pe zi, trebuie să ajutăm 3 clienți pe zi. Să ajutăm cât mai mulți clienți pe zi. Clienții au nevoie de ajutorul nostru. Bun. Verifică. Dacă a înțeles negocierea prețului. Oameni buni, întorceți-vă și verificați. Nu ai înțeles ce fac eu pentru tine? Ai înțeles că eu sunt broker care îți negociază un sfert din prețul apartamentului? Care încearcă să negocieze jumătate din prețul apartamentului? Ați citit Tată bogat, tată sărac? Da. Cine a scris? Kiyosaki. A citit cărțile lui? Da. Știți că e investitor, nu? Știți cum și-a acționat în apartamente și proprietăți? Prin ce metodă? Negocia la jumătate de preț. Totul era la jumătate de preț. Ducea, stabilea întâlnit cu proprietarii și spunea cât oferă. Cât cer pe această proprietate? 100.000 de dolari. Bun. Ia cartea mea de vizită, mâine îți dau 50.000 de dolari. Și pleca. Următoare. În fiecare zi aveam un agent care i-a dat 3 proprietăți. Agentul ăla s-a îmbogățit după urma lui, în prima fază, n-a vrut să lucreze cu el. A zis, bă, tu mă faci dracu de râs, cum să vin eu cu un client să-i dai la jumătate preț? Mă jură proprietarul. Până la urmă a înțeles mecanismul că există și oameni care sunt disperați. Și care și-ar da proprietatea și cu jumătate preț, mai că tu să-i propui tu. Bă, dă-o cu jumătate și eu îți dau bani acum. În momentul în care accepta 2%, 3% din proprietari acceptau, se ducea, semna alte contracte, dea 5.000 de euro și pe promova acea proprietate cu 75.000 de dolari. Găsea cumpărător, se întâlneau la notar și spunea, perfect, 75.000, bun. Semnăm aici, uite, dai 75, 25, stai mii. Ăla își lua 50.000, el își lua 25.000, clientul 75.000. Clientul era mulțumit că proprietatea a fost 75.000 și a fost 100.000 și a luat 75.000. Ăla era mulțumit că a dat-o la 50.000 și el, Kiyosaki, lua 25.000. Ați înțeles? Așa s-a îmbogățit Kiyosaki. Negociarea și... Spuneți-mi, vă întreb altfel. Dacă aș avea acum un apartament la 500 de euro în piață și l-aș scoate la 250 de euro și l-aș promova, aș găsi un client acum? Da sau da? Da. Bun. Ați încercat un apartament de la 500 de euro să-l scoateți la 250? Ne e rușine să-mi ne bată proprietarul. Păi când știți că nu aveți nimic de pierdut, noi în domeniul nostru nu avem nimic de pierdut. Când știm că am mers cu un client care oricum a zis pas, de ce nu încercăm să facem chestia asta? Bun, nu 50%, 75%, băi. De acum înainte să fie o regulă pentru noi, în această companie. Dă-i proprietarului când te întâlnești cu el față în față 75% din preț. Calculează cât înseamnă și dă-i prețul. Spune că cumpărătorul acum plătește banii ăștia. Chiriașul acum plătește banii ăștia. 75% înseamnă ceva bani. Și există posibilitatea să încheiați contractul pe loc. N-acceptă 75, o să accepte 80, o să accepte 85. Dar întotdeauna trebuie să dăm mai mult, mai puțin decât o să accepte clientul nostru. De fiecare dată. Fac chestia asta la toate vânzările pe care le-am făcut, aceeași abordare. Și putem să, în momentul în care ne reușim cu 75%, putem să ducem și noi mai mult de 75%. Chiar dacă primim 100 de refuzuri, dacă primim un, ni se acceptă o ofertă, ne putem îmbogăți. Voi observați persoanele care lucrează pe vânzări, vă observați că vă întâlniți cu clienți care sunt investitori și care oferă preț de nimic? Nu poți să-mi bați palma cu niciun investitor, că el, cât e oferta asta? 150 de euro? Da, și 80 de euro. De ce? Pe el, ca să scoată yield-ul ăla de 10%, atâta valorează proprietatea. Și noi îl futem în gură pe investitor, bă, dă-te dracu de aici, ești nebun, cum să... Ei, dai atâta. Și creștem prețul apartamentului. Da, domnul cumpăr, aveți dreptate. Dar noi îi dăm dreptate proprietarului și rămânem cu zero în buzunare, nu avem niciun bani. În loc să îl ajutăm pe investitor să-l sprijinim, să obținem prețul.
asta trebuie să facem. Ca să devenim agenți de vânzări de top, asta trebuie să facem. Să negociem la sânge fiecare preț. Că noi știm că majoritatea prețurilor sunt umflate. Și nu valorează. Sunt mulți care cer doar pentru că e zona bună, dar apartamentul e dezastru prețul ăsta. Acționează. Dacă la punctul 1 mai apar 7 obiecții, treci înapoi la pasul 4, să clarificăm din nou obiecția lui, de aceea este bine să nu-i dai clientul tău toate beneficiile pe care le ai. Mai țineți câteva în mânecă. Nu-i dați totul pe tavă, pe la prima întâlnire. Mai țineți câteva în mânecă. Dacă el vă dă un preț de la 100.000 la 90.000 și voi știți că obține 80.000, nu-i spuneți, dar 80.000. Nu. Haideți să încerc, să văd. Și mâine spuneți-i. Accepta 90.000 cât a spus dumneavoastră. Îl luăm? Că s-ar putea să spună, m-am gândit mai bine, nu cred că mai merită 90.000. Dar așa dacă el spune, mâine îi dau 90.000, dacă negociez de la 100 la 90.000, iau. Și tu îi spui, pe nu, că lasă la 80. Mâine, când să faceți vânzarea la 80 și o să vezi că, cred că îi dau 75. De ce? Ce nu e dureros, nu simțim. E normal ceea ce zic? Dacă nu te doare, o să mai faci. Nu? Dacă el a simțit negocierea asta că a trecut prin ceva chinuri, de la 90 cât a aruncat el porumbelul la 80, ce zice? A, 80, stai mă, că înseamnă că nu e bine. Îți dau vreo 70 să văd dacă e ok. Ați înțeles? Trebuie să mai lăsăm și pe el puțin așa să fiardă. Pe urmă să-i spunem că a acceptat oferta lui și pe urmă, dacă e hotărât, ia la 80 sau la 90, dacă nu îi spui, păi stați așa că între timp va mai negocia mai mult, pentru că am simțit o ezitare așa din la dumneavoastră. Și atunci a trebuit să mă ridic la nivelul așteptărilor. M-am ridicat cu prețul ăsta la nivelul așteptărilor dumneavoastră. Sunt cel mai bun broker, îmi merit comisionul, îmi mulțumesc după ce îmi dați banii? Da sau da? Da, domnule, normal. Oameni buni. Cei mai importanți clienții aia care vă dă banii și după aceea vă mulțumesc. Nu vă dă banii și zice, să dea Dumnezeu să aleagă praful și de tine și de banii care i-am dat și să nu mai faci niciun bani mai departe. De asta mulți agenți s-au lăsat de această meserie. Pentru că au fost cu japca să manipuleze clienții, să le ia banii acum și când și-au dat clienții seama că sunt păcăliți, poți să păcălești un client, 2, 3, nu poți să păcălești pe toți la un infinit. Să dau un nume, o veste, o... Ați înțeles? Și nu poți să avansezi. Vezi că se întâlnește munte cu munte în viață. Proverbul al românesc, dar om cu om. Asta trebuie să lași loc de bun ziua în orice a ce faci. Mai ales contact tu cu clientul tău. Nu și când mai târziu te întâlnești cu el. Și dacă tu le-ai arsat, cum s-ar putea să arate și el mai târziu. Mai ales dacă e doctor. Poate apelezi și cazi cu mâna operație și te operează el. Te operează, nu mai te trezești. Râdem, dar cam adevărul. Cei 7 pași după ce am identificat, dacă este într-adevăr o obiecție, sunt. Primul pas. Zâmbește. Da? Dacă am identificat acea obiecție, zâmbește clientului. 2. Ascultă-l. 3. Clarifică acea obiecție. 4. Condiționează. Pune o condiție. Dom'le, eu am verificat, e tot ok. Da? Ți-am zâmbit, a fost băiat frumos, ginga, te-am ascultat. Dar vezi că până mâine e oferta valabilă. Da? Dacă nu mâine, v-am spus, mai am încă un client interesat și pierdeți. Adică trebuie să respectăm și acest pas. Că dacă totul e bine și frumos și face totul pentru el și uităm să-l mai pune să semneze, el nu o să tragă de noi să semneze. Explică-i. Da? Fiți explicit cu clientul să înțeleagă toți pașii. Verifică dacă a înțeles. Și ultimul pas, acționează. Oameni buni, tot ceea ce am vorbit până acum, dacă nu respectăm secretul 20 și secretul 21, este egal cu 0. De ce? Vânzătorii de top știu să vândă la telefon. Dacă nu o să știm cum să vindem la telefon, nu o să reușim să ne întâlnim cu clientul. Sunteți de acord cu mine? Clientul se întâlnește cu cine vrea. Ați văzut clienți care stabilești cu ei și spune, ai intervenit ceva, nu mai pot, sau am închiriat înainte, sau au cumpărat înainte și așa mai departe.
Formula pentru vânzare eficientă la telefon este P ori UI egal C. Prima impresie, ultima impresie este conversia. Contează în fața clientului prima impresie pe care o faceți și ultima impresie. Acestea două vă pot aduce vânzare. Cele 10 reguli ale telesales-ului, prima regulă, zâmbește la telefon. E foarte important atunci când vorbești cu clientul la telefon să-i zâmbești. El să te simtă că ceea ce spui este adevărat, că ești entuziasmat. Voi gândiți-vă în felul următor, dacă eu stau cu un agent și sun clientul. Bună ziua. Alexandru, sunt de la NG Holding. Și ți-am găsit o extraordinară ofertă, bună, rău, destul, da. Când se poate? Nu știu când se poate. Când doriți dumneavoastră. Da. Mâine. Mâine e perfect, da. Perfect. Mâine după 6. E perfect, perfect. Mâine sun. Alo, bună ziua. Puteți să vedeți, da. Haideți că vă sun în 5 minute, vorbesc cu proprietar. Mulțumesc. Bună ziua, știți, am vorbit asta, da, seara. Știți, la 6 acum, dacă ați dat-o. Când ați dat-o? Bine, vă mulțumesc. Client. Știți, s-a dat. Da. Nu e problemă, vă mai caut așa. Da, da, vă sun. S-au sunat, da, vă mai trimit, da. Bună ziua! Ce faceți? Mă gândeam la dumneavoastră, da. Deci mi-a apărut acum o super ofertă. Cum nu puteți? Nu, trebuie să vă învoiesc de la birou. Păi nu mai e de actualitate până mâine. Astăzi... Da. Știi exact cum... Are și balcon tot. E pe sud, normal, pe nu v-am spus. Mai mulți metri are. Prețul păi e mai mic decât mi-aș cere dumneavoastră. Păi am și negociat. Doar trebuie să veniți cu banii. Nu poate soția. Păi da, dar o pierdem. Dacă mâine venim cu soția, pierdem apartamentul. Venim fără soție, luăm apartamentul. Îi trimitem poze. Filmăm din apartament. Sigur că da, sigur. Perfect. Bun. Nu după 6. Nu acum. Acum că... Deci ideea e în felul următor. Dânsul mai are încă 10 clienți. Eu l-am pus să se învoiască de la muncă să vină acum. Da, trebuie să vă gândiți și dumneavoastră. Eu pot oricând. Bun, acum într-o oră. Să aveți banii și comisionul meu. Perfect, perfect. Nu o să regretați, credeți-mă că e top. Cea mai bună ofertă. Sunt în extaz, normal. Vă dați seama că e cel mai fericit că reușim să închidem oferta. Bun, mersi mult. Bine, ceau, papa. Eu vă mulțumesc. Păi, oameni buni, eu parcă vedeam oferta. Nu pot să... De asta, unii din voi, nu puteți să bufați. Bă, trebuie să vedeți oferta, că e cea mai bună. Voi, cu abilitățile voastre, trebuie să-l convingeți pe proprietar să se învoiască de la birou și să vină, și să se învoiască clientul și să vină. Datorită vouă, ăștia o să semneze contractul. Dacă doar încercăm să, când puteți dumneavoastră și când puteți dumneavoastră, până ajungem acolo, se dă și proprietatea și pierdem și clientul. De fiecare dată când vorbiți, trebuie să zâmbiți și să simțiți oferta aia, că e cea mai bună. Păi vă dați seama, caut cu clientul ăsta de 3 zile, de o săptămână, de o lună, de nu contează de cât. Și văd acum că a apărut o ofertă. Și tu știi că e cea mai bună, că nu blufezi, că dacă blufezi, mergi acolo și te... pleacă clientul. Cum îi spun? Cum îi transmit? Ok, nu mă vede. N-a văzut oferta, nu i-o trimit pe mail. Cum pot să-l fac decât dacă sunt super entuziasmat și sunt zâmbitor la telefon, că sunt extat, abia aștept, adică parcă îmi vine să o iau eu locul lui. Numai prin acest lucru, dacă îi zâmbim și el simte, niciodată poate să fie o cea mai bună ofertă dacă îi spun că știe cea mai bună. Da, bună, rău, de tot. Nu! Bă, voi, bărbați, femeile, bă, când vedeți un bărbat frumos, ce spune, bă, cât de bun e ăsta. Bă, când vedeți o femeie, ce spune, și ea să fie bună, cum zice, bă, zici, mamă, păi hai să mă duc să văd cum să încerc să, acum, nu mâine, până mâine o vezi de mână cu altul. Apropo de chestia asta, e o chestie foarte faină pe care vă zic în exclusivitate, nu știu Nico dacă o știe, eram micuț, bă, eu de fiecare dată când veneam Paștele, mergeam la bunica Dumnezeu Sperte la țară.
În momentul în care mă duceam eu la ea la țară, mă îmbrăcam frumos, să luam haine noi, că na, înainte de Paște toată lumea s-a îmbrăcat bun. Mă duc la țară, mă îmbrac frumos, nu știu ce, merg seara la biserică. Seara la biserică văd o tipă care mie îmi plăcea foarte mult, doar că eram extraordinar de timid. Ea era tot de la București, în vacanță la părinții. Și bunica mea zice, bă, dar du-te mă și vorbește cu ea. Eu eram într-un colț în biserică, era în celălalt colț și mă uitam așa spre ea. Oh, cât de bune e și ea când se uita spre mine, mă uitam așa invers. Și mai vorbeam, eram eu cu un prieten. Pormă, iar mă uitam când se uita spre mine, iar mă întorceam înapoi. Și ăsta zice, du-te mă și vorbește cu ea. Nu, frate, las-o să se uite ea după mine. Că eu o să mă întâlnesc eu mâine, că mâine trebuia să mergem. A doua zi noi mergeam la pădure, facem grătare. Bă, ce credeți, mă? După aceea văd că se bagă unul în seamă cu ea. Și zic, ia uite unde s-a băgat. Bă, un țărănuș de acolo, de la țară. Și zic, ia uite-l pe ăsta, bă, ăsta. Și zic, e, lasă, s-a băgat și el acum. A doua zi zic, gata, printul pe mine, mă duc, s-o invit să mergem la grătar, să mergem cu mine la pădure. Că fiecare mergea cu cuplu, cu ce credeți, mă duc la ea și zic, știi, acum trebuie să mergem la pădure, dacă vrei să mergem împreună. Îmi pare rău, merg cu cineva. Eu zic, ce trebuie, mă? Venit iubitul ei de la București. Mă pregătesc să mergi și eu cu prietenii ăștia mei și o văd cu ăla, cu țărănușul ăla de mână. Și zic, oh, nu pot să cred, mi-a luat ăsta femeia. Și zic, oh my god, n-am mai mers la pădure. M-am simțit super prost, cum adică eu din București venit, haine noi, premenit, vorbeam frumos, mi-a luat unul de la țară, mă, frate. Cam așteptat, mă, și mă gândește, du-te, mă, și mă, tu, lăsă, vine ea. Și el a venit, îți dai seama. Deci despre asta e vorba, oameni buni. Nu trebuie să ai acea timiditate și să aștepți. Așteptarea întotdeauna duce către eșec. Bă, dacă v-a plăcut ceva, dați atunci clientului. Până mâine e prea târziu. Vedeți? Zâmbiți până simțiți în interiorul vostru. Nu. Bună ziua! Să simțiți voi că zâmbiți. Doi. Răspunde la telefon după al doilea și înainte de al patrulea sunet. Adică, sună telefonul, e clientul. Trrr, nu-i mea. Da, bună ziua. Să te simtă că ești disperat. O să zic că ești dezinteresat. Dacă ai răspuns după al patrulea, o să creadă că ești dezinteresat. Dacă ai răspuns prea repede, o să creadă că ești disperat. Deci întotdeauna trebuie să răspundeți la telefon între al doilea piuit de telefon, trr-trr, și până în al patrulea. Mai departe. 3. Începe orice convorbire cu numele tău și cu numele companiei. Bună ziua, sunt Alexandru de la Niche Holding, vă ascult. Mi-a plăcut foarte mult în momentul în care am participat la cursul lor de vânzări, am sunat-o pe tipa care se ocupa de rezervări de acest curs și când am sunat-o, bă, fraților, parcă zâmbeam la telefon, parcă și acum, parcă mi-o imaginam, nu contează cum arăta, că poate era urât, era frumos. Bună ziua, sunt Ioana din echipa lui Loran, vă ascult. Deci, bă, oameni buni, și acum parcă o mai ascult și o mai aud când zice, bună ziua, sunt Ioana din echipa lui Loran, cu ce vă pot ajuta? Și eu zic, mamă, parcă mi-a schimbat și mie dispoția. Bună Ioana, eu vreau ca să sun și să-i zic, bă, mi-ai trimis biletul, că uitați și eu, am vrut să-i sun și să le fac reclamație. Când am auzit, parcă m-a schimbat, bună Ioana, păi uite, știi, n-am primit mail-ul de la tine cu confirmarea cu biletul. Cum să nu l-am trimis de atunci, din data de următoarea zi? A, da, uite-te la spam, poate n-a intrat. Și era biletul meu la spam. Și mi-a mai trimis încă o dată. Parcă mi-a schimbat ziua. Deci, omul ăsta a creat o echipă în care tot ceea ce ne povestește el a pus în practică cu echipa lui. Și asta vreau să facem și noi. De fiecare dată, bună ziua! Cristi, sunt de la Niche Holding, cu ce pot să vă ajut? Pentru că noi ajutăm clienții. Prezintă-te cu numele tău și numele companiei și după aceea spune cu ce poți să-l ajuți. Și la final, mulțumești de fiecare dată. Și de fiecare dată trebuie să închidă clientul, telefonul și după aceea. Da, o să vă spun.
Sfaturi extra, nu spune niciodată reveniți în 10 minute, niciodată clientul nu revine. Nu-i spune să revină el. Spuneți-i revenim noi în 10 minute. Niciodată nu spuneți că esteți ocupat, spuneți-i că sunteți într-o ședință. Ascultă cu atenție oferta, semnalele pozitive și urmează, utilizează numele clientului în tot timpul convorbirii. Da, domnul Cristi, da, domnul Ion, da, domnul Tiberiu, da, domnul... Nu, sau da, folosiți-i numele în timpul convorbirii. Exemple de semnale pozitive, revenim noi în 10 minute. Nu suntem ocupați, suntem într-o ședință. Nu respinge niciodată apelul clientului decât printr-un SMS. Da? Respind printr-un SMS. Sunt într-o ședință de fiecare dată. Voi nu sunteți ocupat pentru client când vă sună. Doar că se mai întâmplă pe parcursul zilei ca orice client în orice firmă să aibă o ședință. În care poate discutați cum să negociați la preț pentru el, să-l ajutați. Da? 5. Pune foarte multe întrebări clientului. Întrebarea magică prin care scap de întrebarea cât costă. Vă mulțumesc că întrebați, ca să pot să vă ajut mai bine, îmi permite să vă mai pun câteva întrebări. El o să repede, cât costă, cât costă. Dați înainte să ajungem la cât costă, să vă mai pun niște întrebări. 6. Oferă mici bucăți de informații și adaptează-te la client. 7. Verifică temperatura înainte să aibă încredere în tine. Vezi, ia-i pulsul, simte-l, cum e. Ce fel de comportament e? Are bani? N-are bani? După aceea se oferă încrederea voastră. 8. Ascultă de două ori mai mult decât vorbești. Oameni buni, Dumnezeu ne-a dat două urechi și o gură. De ce? Să ascultăm de două ori și să vorbim odată. 9. Întotdeauna terminați convorbirea cu mulțumesc. Mulțumesc că m-ați ales să vă fiu agentul dumneavoastră. Mulțumesc că mă lăsați să vă reprezint și să vă ajut în găsirea proprietății ideale. Vă mulțumesc că ați apelat la această companie. 10. Lasă clientul entuziasmat și închide telefonul după ce a închis el. Pentru că ați văzut, vi s-a mai întâmplat și vouă și mi s-a întâmplat și mie, ca după ce zici bine, mulțumesc, la revedere, mai vrea să mai te întrebe ceva. Lasă să închide și după aia închizi tu. Secretul 21. Oameni buni, agenții de vânzări de top acționează. Dacă tot ce am vorbit până acum în astea 3 ore, 4 ore, dacă nu punem în practică, este egal cu zero. Dacă nu o să facem lucrul ăsta după curs, acționăm, totul este egal cu zero. Ca să putem să schimbăm lumea, ca să putem să schimbăm oamenii, ca să putem să ne realizăm noi toate dorințele noastre, nu doar ce avem nevoie. Trebuie să acționăm. Dacă vrem să fim învingători, dacă vrem să avem simțul proprietății, trebuie să acționăm. Pentru că, vedeți, toată lumea se îmbracă, toată lumea mănâncă, toată lumea stă undeva, doar că important este, dacă te îmbraci cu ceea ce îți dorești, toată lumea conduce o mașină, doar că e important dacă conduci mașina pe care ți-o dorești, dacă stai în casa pe care ți-o dorești, dacă mergi în vacanța pe care tot ți-o dorești, da? Poți să mergi aici la mare, dar îmi doresc să rămân toată viața mea numai la mare sau îmi doresc să fac o vacanță exotică. Pentru vacanța aia trebuie să acționăm. Vedeți că pentru restul lucrurilor, orice om își permite. Da? Nu trebuie să fim vânzători de top ca să ne permitem 4 zile la mare. Dar trebuie să fim vânzători de top să ne permitem 3 săptămâni sau 2 săptămâni în America. 100%. Cu asta am încheiat. Mulțumesc!